publicată. Ați fost convocați pentru astăzi în ședința ordinară a Consiliului Local prin dispoziția numărul 272 din 15 iunie 2017 a domnului primar. Din cei 15 consilieri, deocamdată sunt 14, sperăm că vine și domnul Caru. Fiind prezenți majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. La ședință invitați, deocamdată nu avem, urmează să vină, am înțeles. Ordinea de zi, o citesc, o cunoașteți. În plus, față de ordinea de zi, au fost adăugate două proiecte, și anume un proiect de hotărâre privind vânzarea a 500 de metri cubi masă lemnoasă din pășunea comunală și încă un proiect privind înlocuirea unei conducte de 800 de metri liniar la apă în zona Pârâul Sărat. Se tot sparge din metru în metru și cred că ar trebui înlocuit decât reparat în fiecare. S-a făcut lucrarea bună acum. Dacă nu mai sunt alte probleme, supun la vot ordine de zi. Da, mulțumesc. Având în vedere opțiunea dumneavoastră din ședința din 18 mai 2017, domnul consilier Petrișor Claudiu a fost ales președinte de ședință și îl invit să preia conducerea ședinței. Mulțumesc! Vă mulțumesc frumos pentru încrederea acordată. Voi încerca să fac tot posibilul astfel încât ședințele să se desfășoare cât mai bine. De aceea vă invit și pe dumneavoastră să avem dezbateri într-un mod civilizat și să ne respectăm unii pe ceilalți. Doamna secretar, vă rog să supuneți la vot procesul verbal de ședința anterioară. Înainte de a intra în ordinea de zi, supun la vot procesul verbal din ședința de 18 mai 2017. Dacă sunt... Cine este pentru? Toată lumea? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Așadar, trecem la punctul 1 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Comunei Poitus pe anul 2017. Are cuvântul domnul consilier Ionescu, președintele Comisiei de Specialitate, pentru a prezenta raportul de avizare al proiectului de hotărâre. Rectificarea se referă la creșterea plății de venituri cu 150.000 de lei destinați pentru cadastru, în comun auzit. Începerea cadastrului. Nu știu dacă se termină poate. Noi am dat aviz favorabil. Păi ce să zic? Păi mai avem la cadastru, domnule. Vreau să știu cui se dă acest contract, că am înțeles că avem un contract cu domnul Căiuțeanu, care acest domn cu tot arsenalul lui de tangenta, TMV sau ce dracu, cum se mai cheamă, ăsta mai nu face mai nimic. Poartă lumea câte un an de zile pentru... Deci achiziția se face pe SA. Cine se înscrie, deci se face din nou achiziția. Nu prea vor să se înscrie, asta e problema, că e... Doamna Nicoleta! În Onești, după câte am aflat eu acolo, sunt vreo 3 unități de cadastru. Păi sunt, dar nu vor să se înscrie. Nu, okay, prețul pentru că prețul este cadastru. Mic, 60 de lei de cadastru, iar munca e așa și așa. Nu prea vii. Și problema e că la îmbâtcă s-au vândut, s-au cumpărat, nu mai au titluri, nu mai au exact, e o problemă. Titlul trebuie să fie, domnul, cum am păstrat tot titlul din... Păi l-ați păstrat dumneavoastră, dar sunt... Așa că care au ridicat titlul de trebuie care nu trebuie să fie aici la primărie. El este găsă, spun eu. Deci asta am avut, a făcut de cadastru și de... Se va face achiziția pe SA. Cine va veni, vom vedea. Atâta, atâta. Să mai scrie cineva la cuvânt? Atunci supun la vot. Cine este pentru? Da. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției comunei Uitus pentru susținerea persoanei cu handicap.
domnul consilier Energie, aveți cuvântul. Este vorba de trei copii instituționalizați cu handicap, pentru care Comuna Olteni plătește din bugetul local 35% din valoarea costurilor de întreținere acolo unde totul era comunist. Mi-a dat aviz favorabil și vă supun ce ne-a atât. Trebuie să trecem. Înscrieri la cuvânt? Supun la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statutului de funcție și de personal al aparatului de specialitate al primarului Comunei Tuz și din subordinea Consiliului Local Oituz, județul Bacău. Domnul Ionel? Da, fiți favorabil. Înscrieri la cuvânt? Domnul Apostol. Da. Domnul președinte, din acest proiect de hotărâre rezultă faptul că majoritatea compartimentelor care au fost în subordinea Consiliului Local trec în subordinea primarului. Din raport, nu reiese baza legală. Articolul care este în legea cu totul altceva. N-are nicio... nu explic. Atunci o invităm pe doamna Micu. Chiamă cu Cristina, ca să ne explice un pic. Articolul 61 face referire la aparatul de specialitate al primarului. Da, primăria, ca și structură funcțională, este formată de primar, primar, secretar și aparatele stabilite prin acte normative. Nu vorbește nicăieri de personal aflat în subordinea Consiliului Local. Domnul Apostol zice, baza legală prin care se trece din subordinea Consiliului Local. Legea 261. Aici nu mă explică, adică nu dă din înțeles să treacă toate compartimentele care au fost în subordinea acolo. Articolul 61 dă din înțeles că primarul noi, da, primarul ori nu au pe conduce. În raport sunt diferite acte normative care reglementează înființarea și funcționarea într-o servicii publice comunitare, plus sau fără personalitate juridică, așa prevăzute, prevăd înființarea acestor subordinea Consiliului Local, de exemplu, cu toate acestea. Am zis, vin cu propunerea, pentru că analizeam mai bine situația, vin cu propunerea să treacă acest proiect de hotărâre cu legerea consilierului juridic în subordinea Consiliului Local, în subordinea primarului și postul de la UNICEF, așa, iar celelalte compartimente, reprezentând căminul cultural, stadionul, piața comunală, toate astea, ținem pentru luna viitoare un proiect de hotărâre cu bază legală. Să știi pentru ce votăm și dacă este legal, nimeni nu e împotrivit. Da? Mulțumesc. Dacă sunteți de acord. Deci mai mult de atât, de articolul 61 care spune primarul își conduce aparatul, altă bază legală nu există. Domnul Apostol, dacă îmi permiteți, face referință de ce este necesară trecerea. Pentru Consiliul Local, în primul rând, e legislativ. Executivul e subordinea primarului. Primarul cu aparatul lui... Dă ordine și ordinează. Voi puteți să veniți... Serviciul a făcut o greșeală ediția, nu putem să zicem de ce s-a făcut greșeala aia și care e baza legală ca să o trecem dincolo. Vrem să intrăm în normalitate, asta e ideea. Așa e. Un proiect inițial, i-am spus domnului Apostu și amintesc și dumneavoastră ați fost atunci de acord, a fost inițial domnul Mozoroș, atunci când a venit Curtea de Conturi și s-a impus acest lucru. Și Curtea de Conturi a venit lucrurilor. Și există o decizie? Nu, nu. Astăzi nu am mai întâlnit așa ceva. Nu există, dar nu există multe cazuri în județul Bacău, cu dublu subordonarea unor. Și primarul, ori primarul, așa că la trebuie să treacă la primar. Adică dumneavoastră hotărâți ce e din subordinea primarului execută. Așa ar fi normal. Așa. Și mai e o problemă. Nu mai e o problemă. Da, de exemplu, la articolul 61 din legea 205, administrația publică locală, la punctul 5, spune clar, primarul conduce serviciile publice locale. Punct. Iar serviciile apă canal este trecut la Consiliul Local. Toate la serviciile publice locale, acolo dacă zice primarul conduce serviciile publice locale, nu face distinții între cele cu personalitate juridică și cele fără. Legea serviciilor publice comunitare zice clar că acestea se înființează în subordinea Consiliului Local, adică din punctul nostru de vedere, clar serviciul apă canal este singura abilitate să fie în subordinea Consiliului Local. Cu ce am greșit dacă am solicitat? Dar tot ce ne-a spus acum, sunt omiți un raport pentru una viitoare și motivat, îl studiem
Păi la ce orice aprobare pentru fonduri, tot dumneavoastră le dați, domnule, da? Deci dumneavoastră vă dați, noi executăm, alții mai înainte. Noi să se adreseze, tot la noi, tot la mine vine, nu că facem plăcere, că nu-i pentru mine, mâine nu mai suntem, e an primar, continuăm mai problema tare, de exemplu, la apă la cetățenii, da, o să dăm domnul acest serviciu, nu? Pe tine la dumneavoastră, tot la mine vine. Păi eu ce spun? Ei sunt ordinea Consiliului Local, dar trebuie să depună bugetul la primarul. Ei sunt cu bugetul la Consiliul Local. Și de vorba de buget și de tot consilierea aprobă. Prea micul situație. Că voi sunteți peste tot, practic. Domnule, spuneți spre aprobare și urmă. De conștia și urmă, a citit foarte bine, domnule, a fost scris clar. Cu sau fără personalitate juridică. Da, nu. Adică... Păi și la noi serviciu are personalitate juridică. Doamna, că nu are, doamna Nicolae. Cum să are? Are fiscație. El este înființat, separat, cu personalitate juridică. Păi el are la noi serviciu apă canal. Are păi de ce nu le-aș apă și canal? Adică, dacă din 20 ceva de ani, de ce nu le-aș apă și canal? De ce ai dat grabă acum? Cu sau fără personalitate juridică. Și la noi este cu personalitate juridică și este în subordinea Consiliului Local, conform organigramei de acum. Doar că nu s-a preluat. E nonsens. Ia pe astea toate, nu iau apă și canal. Deci, cum ar veni primarul în toate, în cele ce sunt și în cele ce mâine vor de la toate, la sale, nu? Da, domnul Boa. Deci eu am înțeles, dar de ce nu se ia atunci, da? A zis că are personalitate juridică. Scrie aici, cu sau fără personalitate juridică. Așa, și ce nu se alege? Care e problema dumneavoastră? Păi da, asta, dacă se ia tot, ia și apă și că nu trebuie să apă canalul. Are dreptate că spune că o cucere a venit la primar, nu vine la consiliu. Domnul primar, prima dată pune primarul și după aia șeful serviciu. Nu mă mai, care pune primarul? Nu vine primarul de șef serviciu. Va fi funcționat? Nu, dar la Onești, dacă mergeți la domeniul public, vă duceți cu cererea la primar sau vă duceți direct la domeniul public? Pentru că e aceeași situație. Serviciu separat, cu personalitate. Nu, așa e, așa e. La nivel mai mare, e adevărat. Exact aici, dar nu funcționează încă. Urmează să funcționeze. Sunt alte înscrieri la cuvânt? Legate de asociația sportivă. Din ce știu, are și ea personalitate juridică. Nu are personalitate. Nu are. Nu are. Nu are. Nu are. Deci, ca o imunitate, să mărim. Nu are. 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 Nu știu, finanțarea nu are personalitate și n-au fonduri. Nu se finanțează sincer. N-au buget, n-au nimic. N-au buget. Deci că nu au fost dar când a fost autofinanțat, pe a fost autofinanțat. Păi da, asta s-a desfințat conform Ministerului Finanțelor. Nu se mai autofinanțează piața și căminul. Nu noi l-am desfințat. Și la căminul ăla și la stadion acolo, ținim oamenii aia, nu mai că să ia bani. Ai să fie înțeles, doamna Nicolea. O întrebare am... În căminul cultural de biserică, dincolo pe stadion, stăm într-un picior. E o situație mai din forță majoră acum, ce să-i faci la plan? Asta e. Dacă îmi permitat, articolul 107, alineatul 3 din statutul funcționarului publicului, întreabă sau cere avizul prealabil și obligatoriu în toate situațiile prevăzute la alineatul 1, iar la alineatul se face referință, la, printre care se face referință și la stabilirea sau modificarea structurii de funcții publice. Păi aici nu modificăm nicio funcție publică. Nu, funcțiile rămân aceleași. Deci, în organigramul meu, după aia o să ceară avizul ANFP. Dat organigramul pentru transformare cu avizul ANFP. Statul de funcție rămâne personal contractual. Până la avizul ANFP. Se pare bună să ceară avizul. Sunt alte scrieri? Supun la vot. Cine este pentru? Da, au fost două propuneri. Păi, te propun. Da. Forma inițială. Forma redactată. Forma redactată, da. 1, 2. Domnul Alea, a votat sau nu? Am votat, n-am văzut. Ce mână așa că am votat? 7, 8, 9, 10, 11, văd eu. Și domnul Gabo, cum ai fost? A votat ridicat. A votat pentru. Abțineri? Domnul cum a fost tu? Deci 11 cu 4. 4 opțiuni. Mulțumesc, Cristina.
trecem la proiect de hotărâre privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 1000 de metri pătrați, aparținând domeniului privat al comunei Uitu, județul Bacău. Domnul Ionel Gheorghe. Este vorba de terenul pe care a fost atribuit în concesiune Chicioare la punctea la moară. Nu am dat aviz favorabil și cred că e bine să fie proprietate. S-a construit casă cu autorizație. Da, și au avut un necaz mare în familie, mi-a ajutat din proiectul de hotărâre, care spune pe următor. Se aprobă raportul de evaluare întocmit de către Pepe Berian Corina Ioana pentru terenul identificat cu număr cadastral 63657 în suprafață de 1000 de metri pătrați situată în intravilanul și extravilanul satului Itus, numărul 1300A, comuna Uitu, județul Bacău, și mare atenție, conform anexei numărul 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Eu m-am uitat de multe ori în hârtiile care le-am primit, vă rog, uitați-vă și dumneavoastră cei care le aveți, dacă există acest raport atașat proiectului. Pentru că dacă ne uităm după aceea la articolul 123 alineatul 3, zicem felul următor. Prețul de vânzare se stabilește pe baza unui raport de evaluare aprobat de Consiliul Local sau Județean după caz. Noi acel raport nu-l avem. Nici raportul de evaluare are 100 de pagini și am zis că... A fost prezentat comisie care a dat avizul. Comisia l-a văzut, l-a studiat... Adică, practic, raportul de evaluare... Raporti... Noi l-avem. Raportul de evaluare se stabilește prețul. Altceva nu cred că vă interesa din raportul acela de evaluare decât prețul. Acolo bine, cu... Deci raportul i-a zis și totul de hârtie. Dacă luam jumătate din timp al gărle acolo și a fost un prunt acolo... Și cât am muncit el ca să l-am... Cât am muncit acolo cu așa. Așa e. Deci acest raport lipsește și la celelalte două proiecte care mai sunt pe ordinea de zi. Dar în comisie, până de la vă sunt domnul. Dar eu la mână aici, în mașină. Păi dar, și la... dar domnul Ionelu de Neagiru și comisia nu trebuie. Da, dar și aici a fost. Politica? E o documentație mai mare. Deci ce vrea să consum și poate să... Sunt trei din aceea similare, adică... Trei la fel. Nu cred că așa a prețul la care a ajuns evaluatorul în urma... De punctul meu, dacă îmi permiteți, de restul meu de vedere, trebuie văzut. Dar mă duc acum raport. Și principiul, adică dacă... trebuie să știm ce votez și în același timp este și legea care se vine. Acum este târziu, ca să stăm acum să ne dăm linia. Dar raportul meu, doar stabilește un preț de pornire. Am fost, Comisia de Agricultură a fost la fața locului. Și ce ne-am informat? Am fost, nu mai e de Dumnezeu. Domnul președinte, acum suntem în fața faptului împlinit. Adică pe acel teren există o construcție, parter, etaj. Exact. Dar aici să se domnerești și să se cineva acolo. Eu v-am adus la cunoștință. Deciziile, atât în Consiliul Local cât și în administrativ, se răspunde civil, administrativ, penal, după caz. Corect. Da. Eu v-am adus în atenție. Deci noi nu putem poate să evaluarea. Dar nu ne specialul, în primul rând, se poate să evaluatori. Corect. Noi nu acceptăm. Nu băgăm la chelion. Se mai scrie cineva la cuvânt? Nu, domnule. Supun la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? 14.
Punctul 5. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea manifestărilor culturale artistico-tradiționale Sintilia de la Poiana Sărată. Domnul Ionel Gheorghe are cuvântul, după care domnul Prundoiu Damian. Da. Comisia a cercetat fondurile propuse pentru realizarea manifestărilor de la Poiana Sărată. Este vorba de niște bani care, pentru invitații care sunt și pentru artiștii care vor cânta, de la Greceana și de aici de la Rău, se dau niște bonuri de papoare ca să mănânce acolo în cadrul cetirii. Deci cheltuielile la asta se referă, nu la alte, nu la probleme. Dar și la plata unei informații plus da, da, da. Da, zici, pentru cei care cânt. Dacă vine informație... Nici de cum, băi, masă la Greceana, nu-i plătim. Nu, doamne, dar îi dă bonuri de papoare să mănânce și ei acolo în cadrul cetirii. Și în rest este un program frumos, vă invităm și pornată, eu sunt la locuri acolo și îmi face mare plăcere ce există. A fi bine este sigur, favorat. Comisia a votat toată lumea. În două zile? Domnule, să vă dă și duminică. Dar eu vor să citați deja a doua zi, e problemă. Și ziua se mută la altă. Și se mută la altă. Și da, se adă tine, acolo și mai se dă. Și ce e acolo? Ce se întreabă? Practică continuitate a tradiției veche, din 1823. Noutatea este că anul acesta serbarea se va ține la Poiana Sărată și nu la cintirul... S-a mai ținut? Nu, la Poiana Sărată, domnule. Sunt în confundat. Sunt la Maria. Asta e 20 iulie, dar s-a făcut puțin. Ce mai sunt la și duminică, dar să da, da. Haideți întâi să ascultăm pe domnul președinte de la Comisia de Cultură. Aviz favorabil din partea Comisiei de Cultură. După cum știi, ai fost în acea comisie, deci s-a fost avizat. Da, mulțumim. Domnul Ungureanu. Să ținem cont că anul trecut formația profesionistă ne-a cam lăsat baltă. A stat geasta și i-a dispărut. Noi mai chemăm pe președinte. Nu, dar să ținem cont de asta. Da, da, așa a fost. Deci ținem cont de asta. Știi, știi. Să dau niște bani și... Când lumea se simte mai bine, eu, da, nu-i corect. Așa. Da, mulțumesc. Sunt alte înscrieri la cuvânt. Supun la vot. Cine este pentru? Deci va fi 5-6, nu? Da, frate. 5-6. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării manifestărilor artistico-religioase Memoria Uituzului din 15 august 2017 și a serbării Oituzului. Domnul Ionel, după da. Care domnul Prundoiu. Aici trebuie să fim puțin atenți, pentru că două sărbători la Sfânta Maria, o dată în Memoria Oituzului, care este tradițională, Comuna Oituz, și în al doilea rând, la două zile diferente, în timp, e aniversarea centenarului primului război. O să ajung, dar eu fac o anticipație puțin, o introducere cu deci e vorba de 15 august de Sfânta Maria în Memoria Uituzului. Singura diferență față de felul în care este redactat proiectul, așa cum a discutat și în comisie și în urmă, în comisie și direct, e să facă aceste manifestări la stadion și noi să ne organizăm acolo sărări și să nu mai venim la Codreanu. Acum discuții pot fi, eu am relatat ceea ce s-a discutat în comisie și în alte. Domnul Prundoiu? La fel, aviz favorabil. Da, cu amendamentul trebuie să fie la, pe stadionul Comunei Oituz, 15 ani. Ne organizăm și facem da. Trebuie ținut cont că acest aspect a fost inițiat de anul trecut, da? S-au pus în discuție încă de anul trecut ca să se organizeze aici. Ar fi fost bine dacă era pe la curte pe stadion, da? Anul ăsta îl facem acolo. Dar tot la curte o să rămână pe lucru. La curte nu-i spațiu, domnule. Când va fi gata. Când va fi gata, o să fii spațiu, domnule. Nu înțeleg, trebuie să ai durat mai mult. Da, da, da. Domnul Prăsun, în proiectul de hotărâre e specificat, cum au spus mai înainte, o noutate, această activitate se va ține la cimitirul internațional Poiana Sărată. Acum m-am gândit la varianta că dacă se ține la Poiana Sărată,
18 și 19, care vă vin proiectele să-i facem pe stadion, dar asta să facem la Codrean. Ținând cont că venim toată lumea cu bară de la Poiana Sărată. Acolo îți va ține, îți va ține aici. La Poiana Sărată este foarte, foarte bărbat, de punere de coroane, cu biserica, altceva nu face nimic. Dar să mai deranjăm oamenii, să ăsta... Dar nu se duce nimeni de oamenii, de nimeni nu vin de acolo în ăsta. Și pentru ziua comunei, oamenii după 12... Eu comune sărbătoare populară, din lumea să mănânci... Eu se pare popular, fără slujbele, fără chestiile astea. Noi dacă am vrea pe 19, pe 19 când vin atât acolo, să apropie și cu fanfară să ocupă toată ziua aproape. Când să mai duc oamenii? Unii să vor să participe la, la ceremonie, alții să duc acolo, practic este... Dar de ce și problema vor fi pe peste de ani, de pe 15 pe ziua comune, să faci o serba. Acolo la fel, doamne, fi invitat. Acolo nimic, nu, 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 nimic, nu mai copa, coloane, pe ciocistele, nu, 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 o facem acum. Da, am încercat, fie ne-a chemat la, la Consiliul Județean, că ne dă și după aceea ne-a spus că o dat un ONG să cheltuie și ONG-ul vă dă bani. Ce ONG vine care să aibă activitate, organizarea de manifestări astea și să primească bani și din jumătate. Și nu am primit niciun ban, am primit indicația. Și am făcut trei rânduri pe hârtie și la sfârșitul anului și la sfârșitul anului și la sfârșitul anului. Înseamnă că de 15 ani, domnule, ți-a invitat două domnule la Poiana. Dar nu, niciun ban. În 15 ani, un program. Nu înțeleg. Da, mai e sărbătoare, vă. Cu micropul maniște. Atenție, vă rog. Supun un pic atenție, grav proiectul programului, graficul de organizare. Sumele, dacă calculăm, reiese 11.200 și se solicită 10.000. Ce facem? Deci dacă vă uitați pe proiect la, pe spate, da, da, dacă calculăm sumele, reiese 11.200 și se solicită 10.000. Dacă să, ca să treacă toată lumea. 10.000, dacă... Se specifică 600 lei pentru coroane, 600 lei pentru transport cornix, 4.000 pentru formație, care asigură sonorizare și program de muzică populară și ușoară, și 6.000 pentru diplome, transport, bonul de masă. Da? În total... Exact, au omis ori la calculul a pus în plus, nu știm acum. Să reificăm aici, să fiu cât vine. Deci, 11.200 vine. 11.200, atunci, că nu s-ar putea încadra în 10.000? Eu zic că da, că aici e sumă estimată. Este estimată. Nu, dar vreau să zic, se poate negocia și cu ei. Că sunt prea mulți. Păi unde, la chestiuni pentru diplomi, intrare, port, bol, nu? Până la coroane, deci ce să negociezi și la diplome și la coroane? La 200 de diplome. La diplome la faza a doua diplome și asta, la faza... Nu, nu, avem și aici. E vorba de 15 august. Și ce diplome pe 15 august? Avem coroane. Coroane. Dar coroane ai zis întrecute odată. Păi domnul... Întrecute de două, odată coroane, odată diplome. Diplomele sunt... De eu greșeam, de comemorate. De ca să ieși. Nu mai dă diplome. Domn primar, domnul a dat în 10.000? Păi da, dar diplomele sunt, am putea domnul, doar a zis să vă dă niște 90. E cred că a ajuns, dar 10.000 sunt ca aceea. Da, ajuns. El le-a băgat aici, dar le-am plecat, dar de obicei el s-a jucat și atât. Dar eu mai intru la urmă să fie diplomit. Nu, are și asta înainte. Și voi bate mi-o plume și voi bate mi-o plume. Doamna președinte, trebuie să ne credeți. Ai și domnul vârstă mai înaintată și... Nu, e mai în urmă, e mai în urmă. Nu, a, tot ar să fie. Nu e prima oară. Da. Sunt alte înscrieri la cuvânt. Supun la vot cu amendamentul, da? Pentru a se organiza la stadion. Cine este pentru? Amendament. Da. Ca următorul e... Aici nu știu dacă ați comercianții noștri... Dar și vorbiți, am și vorbiți cu ce facă produsele și cu formații... Pe pui de 5. Pe pui de 5. Nu, și vă dau la comisie. Pe pui de 5. Pe pui de 5. Așa vă dă lăză de... Deci, la punctul 7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării manifestărilor militare artistico-religioase centenar 1917-2017 din zilele de 18-19 august 2017. Practic să leagă de evenimentul de pe 15 august, doar că acesta este mai amplu. Domnul consilier Ionel Gheorghe, după care domnul Domnul Damian. Aș vrea să spun câteva cuvinte. Nu este favorabil, de sigur. E centenarul primului război mondial, au fost de la Rădui. O să fie invitat și din alte, structuri ale statului, o să vină probabil de la Ministerul de Interne, o să vină de la Ministerul de Apărării, o să vină și de la Cultul Eroilor și știu eu cine mai bine. Am înțeles că și-a anunțat prezenta și prințesa Margareta, împreună cu principele Rad. E 11 iulie. De pe 11 iulie. Faptul că avem am pus safir de-a trecura asta, spune la Domnul. S-a luat să vină sus și e odată la 100 de ani faci. Șansa noastră să facem bagoa, că peste 100 de ani nu mai știm ce o să mai fie. Să încercăm să facem. Facem ce bani, care să nu ne ducem bani, sunt mult mai mulți aici, e adevărat. Însă suma este estimativă și nu e neapărat obligatoriu să-i cheltui pe toți. Dar trebuie să avem o organizare bună. Să ne gândim și cine va lua cuvântul și cum va lua cuvântul. Eu aș invita profesorul de istorie, nu știu acum numele, dar îl găsim încă el. De la Târgu Ocna, care a scris și o carte pe tema asta, ca să vorbească de importanța oitudului primul război mondial și despre ce trebuie să vorbească. Uitați pe generalul cu care îl știe la apostol, cuvântul nu mai trebuie să mai ia nimeni. Așa. Și pe păi, el, o să fie mai mulți, probabil. El e o enciclopedie istorică. Da, mi-a plăcut. A trimis cineva. Așa e. Și el vine să da. Deci aici mai am eu... Așa că a fost favorabil, dar trebuie să ne gândim foarte mult. Deci la programul ăla de index... Domnul, când dai domnul Prodoiu, să prezintă. A fost favorabil. Deci la programul ăsta de activități, avem aici, pe data de 18.08.2017, masa de seară. 100 de persoane, s-a stabilit cu protocolul Bârgăoară că o să face la Corbic. Aici a trecut domnul Opre la Hanco Treanu. Ca să știi că o să facem la Corbic, aici la... Foarte bine. Deci mai ieftin și asta le-a plăcut preoțul, că e altceva. Și masa de prânz la fel, la Hanco Treanu, la Corbic. Preoții, dar militare. Pe preoții, că numai preoții vin acolo. Facem o festivală, cum pare asta. Păi nu, dar face acum, procesul verbal. Ce pot să vă adaug eu la toate cheltuielile astea, vin cu bani și Episcopia Romanul și Bacăului, pentru că banii sunt insuficienți. Exact cum au venit și la Păiata Sărăpă. Noi atâta participăm, dar suma e mult mai mare, că vin 100 de popi, noi dăm cât putem. Restul preiau ei. Deci, noi așa am dus protocolul. Suma care o avem, noi, practic, medaliile, diplomele, masa pentru sortat se împarte. Deci noi trebuie să ne încadrăm în suma, practic, inițială care am pus-o la începutul anului pentru buget, pentru programul ăsta. Așa ciudat fi popele? Deci nu am încercat să dăm mai mult, că nu avem de unde să dăm mai mult. Restul eu le-am pus în vedere. Că trebuie și ei să cheltuie. Și suma se ridică la mult mai mult. Din cauza asta, pentru că vin și mulți popi, de aia s-a mai făcut alt proiect, pentru că o să vrea să viziteze și biserica, de aia să trage tare și la biserica respectivă. Dacă vin atâția, intră și acolo, vizitează. Sigur că o să intre. De aia, următorul proiect care s-a făcut și în ideea asta s-a făcut. E un efort, dar cred că merită. Avem prezentarea al punctului acela, 250 de exemplare. 12.500 de exemplare. Adică, nu văd, deci se impune 250 de exemplare. Dacă vine 100 de preiect, îți trebuie să vei la toți câte unul. Da, și un 150 de exemplare. Și costez de 5 în primări și 5 invitați.
La peadele didactice trebuie să dai pe dar și dragi. Mă gândesc că sunt mult și de vizionare, dar și eu, 100 de ani. Dar și eu, 100 de ani. Domnul Dorel, noi ne-am luat și când s-a făcut, pentru zilele, nu știu câți ani a făcut Oituzul. Memoria Oituzului. 600 de ani de atestarea comună. România nu s-a făcut plachete, noi am mers practic pe aceeași ăsta. Probabil valorile puțin s-au mai schimbat la plachete, cu toate căutăm să facem plachete mai mici. Și atunci, când noi am făcut 600 de ani, s-au făcut foarte multe volume și s-a chinuit la bibliotecă 3 ani să le vândă și nu știu dacă se vândă din ce acum. Așa au venit mulți, mulți au venit să le plătim, mulți au venit să le plătim cărți, că au fost cărți cu centenarul, dar n-am acceptat. Noi dăm o plachetă, o zic tocmășul ăsta, că ajunge. Așa a venit, așa a venit și doamna Tanța, să-i dăm niște bani ca să facă cu niște lucrări, niște ăsta să le dăm oamenii. Am încurajat cu un muzeu e. Nu, nu, să te scrie o carte practic. Haideți, domnul președinte, să vedem că așa este în diversie acum. Trebuie văzut și întreb poate sunteți în cunoștință de cauză Asociația Colping. Poate să emită facturi pentru da, cazare da, și bucătării? Da, 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 dacă au un statut. Dar da, nu cred că e societate non-profit. Păi trebuie să emită, că altfel nu trebuie să-l plătim. Au rog și să-l plătim. Da? Da, da. Și este spațiu suficient pentru... Da, da, da. La masă? Da. Cât jumătate din primărie. Și plus că are aici și cazare. Are și câteva camere acolo sus și atunci am mai doar ce dorește. A fost invitat, dar nu trebuie așa. Domnul Gureanu, spuneți. Am avut invitații pentru nu. Acum mai bine. A fost domnul Gătire. A fost frumos, plăcut. A fost frumos, plăcut. Vă rog să aveți în vedere pentru viitor. Din punctul meu de vedere, cred că trebuie un pic să ne debarasăm de aceste evenimente atât de ample. Și în special pe motivul că se cheltuie foarte mulți bani pe mâncare și distracție. Dacă ne uităm, vedem că cei mai mulți bani se duc pentru cazare, masă, bunuri de masă, valoare și altele. De locație, nu de locație ține de barată, nu de locație. Și de locație, dar pe viitor, pentru că cei mai mulți bani pentru asta se duc. Da, da, și cei mai mulți invitați, și cazarea, cei mai mulți invitați acum mai aveți. Acum, eu zic pe viitor. Pe viitor, totdeauna înainte că n-au fost ăsta, a fost o sumă infimă. La memoria Oituzului nu poate dispara niciodată, domnule. Sunt trei mari localități care, în care s-a biruit. Ce vreau să spun, domnule, atât a nimic. Atenție! Eu n-am zis să fie ultima. Astea sunt 100 de ani, da? Nu suntem de acord. Ascultați-mă un pic să termin. Asta mă înțeles ideea, dar nu sunt de acord cu dumneavoastră. Deci, din punctul meu de vedere, la acest eveniment puteau fi organizate și altele. Gen, un simpozion. Da? Simpozionul este pe data de 18. La este organizat de către parohie. Nu? Da, din ce știu. Da, 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 suntem invitați și noi. Deci trebuie să participăm și noi. Da. Noi suntem... Dacă nu cultural, de la 30 să participăm. Da, dar nu este prevăzut. La ora 17:19 simpozion, vara Oituzului, 100 de ani de jertfă recunoștinței reunificării neamului românesc. Unde? Ei aduc acolo arme, fac o expoziție de arme din primul război mondial, de îmbrăcăminte, exact cum a făcut. De la ora 16 de la ora 16 de plasarea la primul cultural Oituz. 16:15 vizualizare exponatelor din primul război mondial, 16:30-17 lansarea albumului Vara Oituzului, Vara Uniunii Neamț și... Domnule, am scos pe față, vă iertă și...
Da, avem, e așa ceva. Da, dar putem să auzim. Programul e mai complet. Am fost față de sfârșit. Și tot programul ăsta nu-i făcut numai de noi. Intră o colaborare cu eparhia, cu cei de la Pulbuiului, la București. Deci noi e, s-a lucrat foarte mult. Emilia a fost la Bacău și a luat tăiență, deci nu e o chestie, numai o aberație de-a noastră sau așa, deci implică foarte mult. Eu știu, eu nu aș dat deloc, ca să putem mai bine mai fac un lucru. Ăsta la nivel național. Ei, și ea nu, dacă l-am văzut. Deci, atenție, eu nu am zis de aia. Nu mai dăm bani, nu mai facem drumul. Nu mai dăm bani. Supun la vot cu amendamentul ca activitatea masă. Masă și cazarea. Masă și cazarea? Și a doua zi masă. Cazarea. Da. Cazarea scrie hotel sau pensiune. Păi nu, dar putem, da, dar putem și acolo să cazăm. Păi da, dar nu scrie, nu scrie. Dacă și am contat să fie cât mai aproape, cât mai ieftin și ăsta. Că la vot când e mult mai ieftin, cu transport, mai plătit transport, mai... Cel puțin pentru cei de la Punctul Eroilor de la București. De la ăsta plecă direct aici. Punctul 2 și 3 din anexa 2 fi modificată în urmă. Da. Deci supun la vot cu amendamentul propus de domnul viceprimar. Cine este pentru? Da. Trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune numărul 6728 din data de 11.07.2012. Domnul Ionel Gheorghe. Da, Cristian Marian vrea să cedeze terenul, să cesioneze contractul către Stercul Marius. Oricum ține degeaba. Și hotel sper. Oricum Marius îi va da altă față. Da. Păi da, discută. El nu are nevoie de el. Rămăsese restant, nu plătise concesiunea. Am vrut să-i anulez. Dacă n-a plătit concesiunea, am vrut să-i plătească. Și până la urmă a găsit soluția să-i vândă construcția. I-a și plătit-o numele lui. I-a plătit, am recuperat banii și... Soluția a fost făcută de el. E ceva legal. Și nu mai ai mizeria aia. Contractul. Și rămâne în continuare concesiune. Cesionează. Cesionează. Că nu poate să vinde că e. E termen juridic și nu sunt chiar așa. Sunt în scrieri la cuvânt? Da. Cine este pentru? Nu mai să mânca și partea aia lantă până în clădire. Domnul Coroiu. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 1228 de metri pătrați, extragram punctul Bătem, aparținând domeniului privat al comunului Tuz, domnului Panainte Andrei Apicultor. Domnul Indi. Inginerul Gheorghe, după care Floroiu Costic, întâi să primim avizele. În comisie, da. Aș putea să discut înainte, da, vizul... nu știu dacă l-ați dat sau nu l-ați dat, dar de ce? Care da, dar nefavorabil. Nefavorabil? Da. Nefavorabil. Să se plătească chirii. Păi a mai fost de câteva ori, el vrea să renunțe că el a fost cu un frate, dar nu știu cu cine în comun acolo. E dat de mult, domnul nostru o știe. Și el nu-i mai convine că nu mai merg cu muștele, cum așa s-a exprimat, domnule, cu muștele să nu mă pierd. Ce vrea, fac agricultură? Și el e încercuit. Acolo totdeauna a fost un focar de mizerie. Dacă vă uitați mai jos, cineva a luat și folosește de ani de zile terenul ăla, care nu știe nimeni cine îl folosește. Nu știu dacă merge. Și acolo, toată mizeria, acolo era băgată. De când a făcut el, nu mai este mizerie. Și am zis, dacă de când să renunțe și pentru că este legea asta, hai să-i dăm în mod gratuit. Că alții au numai doi stupe, așa. Două lăzi. Două lăi și au terenul și alții în data și nu au, el cel puțin are al bine acolo. Și de-aia vă zic că, practic, le dăm în casca oamenii, degeaba s-a mai dat o lege, mai ales dacă ar fi un pământ productiv, nu știu. În rest o să fie iară cu noi, că toată lumea
toată lumea zice, hai să nu dăm, să nu dăm, dar cu noi, dacă mergeți peste tot și plătim amenzi, aruncă cu noi. Eu cel puțin, dacă are vina, are grijă acolo. Dar cum gândiște au auzit pe amintezii de care îl dă casă, pe dincolo, așa ne-a zis primarul m-a rugat, a zis, domnule, dacă vreți, vă dau și pentru altul, și eu vă dau în altă parte, dacă doriți, dacă are un om acolo. Pentru că era lângă casa lui și apăra, asta e toată chestia. Acum eu n-am nicio... El vrea să renunțe, el a plătit anul ăsta, dar a zis că vrea să renunțe. Asta a fost ideea. Are să vedem dacă renunță și vom vedea la ce dacă anul ăsta renunță. Domnul primar, noi, Comisia de Agricultură, împreună cu domnul Ghineț, ne-am deplasat la fața locului și am văzut exact cum stau lucrurile. Dânsul are în chirie, nu de anul trecut, de când... De 10-15 ani. El cere 1228 de metri pătrați pentru vatră de stupină. Plus că el folosește mai mult de 2000 de metri acum în prezent. Are două... Nu, același lot. Din lotul care el cere, noi am fost acolo, lotul care este cu 900 de metri, care este plantat vie, și 400 de metri care are vatră de stupină. Și el cere pentru... Și el cere 1228 pentru toată suprafața. Noi suntem de acord să-i dăm, să-i aprobăm pentru stupină. Suprafața de 1200 și mai mult chiar, dar să fie vatră de stupină, nu să fie vie, montat vie de peste 3 ani. Calitate de producție acum. Și nici nu plătește. Aia nu-i pe numele lui. O plătește, domnule. Plătește, a plătit tot anul. De suprafața. Dar mamă, suprafața nu-i pe ei. Iar nici n-a cerut acte. Asta mă enervează pe mine. N-a cerut acte. Că n-ați venit să vedeți că el a plătit pe toată suprafața. Că a plătit pentru maică sa sau pentru frate. 1228 de metri. Cu maică sa cu tot. A plătit. Și acum cere pentru vatră de stupină. Vatră de stupină, el are acolo... Păi are, domnule, dar vrea, dacă are numărul de stupină, el are suprafața mai mare asta, de ce nu înțelege? Păi să nu aibă vie, să aibă suprafața. Păi da, probabil vie o taie. Păi să o taie și atunci se ceară. Păi taie vie acum. Deocamdată noi nu suntem de acord să-i dăm titlul gratuit. Că pe viitor, peste o lună, peste două, când el va face vatră de stupină, își va mai cumpăra 100 de stupini și va face, va mări vatră de stupină, noi suntem de acord să-i dăm nu 1228 de, 1500 sau 2000 sau cât are nevoie. Dar nu să ne mintă halul ăsta. A avut probleme și la Bogdănești cu domnul primar. De-aia n-am căzut la Bogdănești și s-a exprimat din fața casei. Noi suntem de acord. Dar nu oricine care e abuziv ocupă niște terenuri și noi suntem obligați să-i dăm gratis. Nu se poate. Să rămână să plătească chirie până să va modificat până în pământ. Vedeam ei despre ce este vorba și el să vincină și a să ia de acolo, la anul vă aduc acolo să vedeți gunoi. Și o să veniți să plătiți dumneavoastră. Vă duc mai încolo să vedeți... Nu asta șantaj asta. Nu se poate așa. Nu se poate așa. Nu se poate așa. Că nu trebuie să... Hai să fim serioși. Pe lângă el am mai văzut că se mai face o lucrare pe 2 hectare acolo de bazine de pește, bazine de apă. Ăla cum se duce acolo, fără să știi nimeni acolo? Am mai multe lucruri. Ăla a cumpărat de la particular din Uitul. Să vină cu actele, domn primar. Să vină cu actele, să vină cu actele. Dar ne facem câte un veceu sau câte un gard și ne vină o aprobare. Da, trebuie o aprobare, nu? Dacă are aprobare, n-avem nimic, poți să facă 5 ani. Să vină cu actele, nu se vedem și noi ce actele are. La ce actele? A zis că a zis domnul la diversii, la diversii. Haideți să fie proiect să discutăm. Păi dar se vine direct cine a cumpărat, doamnă... Dar vorbeam de stupină acum. Din stupină am clarificat. Haideți că s-a scris la cuvânt domnul inginer Ionel. Consiliul local Uitut nu are obligație să dea terenuri gratuite, să împroprietărească cetățenii nici din comuna asta, nici din altă. Dar nu proprietărește. Nu-i proprietărește, e o lege, domnule Ionel. Asta e o lege. Dar eu știu legea, domnule. Dați-mi voie să vă știu. Asta a fost problema. Dacă cineva vine la cultura de rapiță pe care o am eu cu stupin pastoane, îi dau 30 de metri pătrați de vatră de stupină. Deci pentru folosință temporară, pe timpul culesului la o anumită specie. Nu să facă o vată permanentă, să pună pom, să pună vată, să semene, nu știu. Permanentă sau temporară, rămâne la aprecierea Consiliului Local. Rămâne la aprecierea Consiliului Local în felul următor, să plătească chirie. Deocamdată, pum!
Asta este și abilitatea. Bine, eu nu sunt avocatul domnului Panaite, dar trebuie să luați atitudine și față de cei care au deja gratuit și care nu au de fapt... Avem o comisie de agricultură puternică, s-a discutat și cu domnii de agricultură. Și a zis că se va rezolva bine și domnul de agricultură. Aici a desfățit că îi zece lei plus la bază omul și începe cu autorizarea voastră. Dar ești unul la acolo. Domnul Ionel, nu vreau să vă contrez. Dar luați-mă și dau și eu bine pe acabă. Până și tornatorul a dat scris că nu închide drumurile, dă voie la oameni să culeagă ciuperi, să culeagă... Dar nu folosește pe banii de lor și pe drumurile respective. Ciuperțile nu se iarnă. Ce anume? Ciuperțile nu cresc iarnă. Pentru s-a dat voie să culeagă mori, ciuperci și ciuperci. Așa, acolo tu... Doamne, chestia tu speculații că el era și eu vreau... Nu încidere, vreau pe 100%. Eu am dat sute de aprobări de genul ăsta pentru apicultori care veneau la zbeu. Întotdeauna să dăm. Dar nu vadă permanent. Pentru că e obligatoriu să dăm. Dar nu vadă permanent și nu... E obligatoriu să dau ca pe domnul și vreau. Vreau și eu să iau cuvântul. Sunt și eu apicultor. Așa. Ideea este felul următor. Am cursurile făcute de foarte mulți ani. Ideea este felul următor. Pentru a amplasa stupina, nu are nevoie de 1200 de metri pătrați. Poate... Deci ar cel puțin 5 metri pătrați pentru... Să avem, pardon, o... Pentru cât are 70 ceva de stupe, ați fi obligat minim să-i dați 70 îl împărțim. Domnul Bacar Bogdan iese și el apicultor. Și va lua și el o bucățică de teren. Păi de unde să știe domnul primar că e să nu ieși? Iau tot primul cu noapte, 20 pe stup, nu aș vrea să ieși. Haideți de văzut! Bravo, Marius! Mi-a plăcut de tine. Trebuie 10 voturi. Cine este pentru? E condiționat acum? Păi nu, dar e privit patrimoniu. E patrimoniu în domeniul privat. Cine este pentru? Pentru gratuit. Nu, pentru contra. Abține? Pentru nu era nimic. 6, 7, 8, 9, 10, abține. Împotrivă? Împotrivă, pentru gratuit. Nu, vreau gratuit. 2, 4, 5. 10, abține. Concluzia aceea ca domnul Panaite să vină să facă solicitări. Strică cât are nevoie pentru titlul gratuit. Deci, domnul președinte, vrem să oprim, adică gratuit, când ne-am mai înțepat de vreo două ori cu loturile astea, dar nici trebuie să ne mai înțepăm. Să plătească. Și mă rog, dacă dânsul chiar vrea, într-adevăr, pentru stupină, îi se face da gratuit porțiunea care este. Dar montează stupii în vie. Unde pune pe bară deasupra. Printre. Printre domnul de comunicația. Noi trebuie să-i răspundem de ce nu i-am acolo. Asta e speculat. Nu. Probabil sunt plecați în pas.
Romii care vă duc, din care vă duc stoc. Adesea s-a pus la vot și trece mai departe. Nici urmă de stoc. Punctul 10. Nici măcar un stupie n-am văzut. Ne-a plecat în pastorală, domnul consilier. Domnul primar, până nu văd ăștia doi ochi, nu cred, domnule. Gata, s-a încheiat. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar din bugetul local al comunei Uitus, unei unități de cult din comuna Uitus, județul Bacău. Domnul inginer Ionel Gheorghe. Este legat, să știți, vorba de biserica ortodoxă, dar este fictat. Este legat și de evenimentul din 17 august, de centenar, și trebuie pregătită într-un fel. Noi am dat aviz favorabil, discuția a fost mai multe, o să-l invităm și pe domnul primar, pe domnul viceprimar, să ia cuvântul în legătură cu treaba asta. Avizul este favorabil și vă propun și dumneavoastră. Domnul Vacaru? Vreau să țineți cont și că în ultimii 10 ani de zile s-au dat la biserică 1 milion de euro. Nu s-au dat atât. Este hârtie, am fost solicitare. La toate bisericile la loc, mai dăm dat 1 milion de euro. Bine că avem, bine că avem. În ultimul an am dat până acum 3 miliarde jumate și vreau să întreb pe domnul primar, noi ce investiții am făcut de bani ăștia în afară de mașina care în spate primării, care am făcut și noi ceva pentru comuna asta, o investiție. Nu bani dați pentru culte și pentru ajutoare. Deci noi nu am făcut o investiție majoră, când puteam să facem și noi din bani ăștia, care noi spunem ne plângem că avem bani. Să facem nimic, am făcut, am dus, cerem bani de până alte părți, să facem și noi un drum. Urmează bani la biserică, urmează. De 10 ani de zile urmează. Îți de acord cu tine, domnul Bocla. Vreau și eu să discut apropo la investițiile astea la culte. Satul Uitus are în jur de 2500 de familii cu aproape 7000 de locuitori. Satul Uitus. Și sunt două culte, Biserica Catolică și Ortodoxă. Și Adventistă. Și Adventistă. Dar ei sunt puțini, sunt vreo 120 de familii. Sunt ai noștri. Biserica Ortodoxă este în evidență la București ca monument istoric. Nu ni s-a dat voie să demolăm biserica, că era mult mai puțin costisitoare să se reconstruiască biserica nouă. Dacă o demolăm în 2012. Când s-a făcut extinderea bisericii actuale și s-a început reparația la biserica existentă, s-au descoperit vicii ascunse. Nu a mai fost valabil proiectul inițial și s-au mai depistat și încă pe atâtea vicii ascunse. A fost o problemă cu biserica aceasta, ortodoxă. De aia este simplu să mai dăm niște bani ca să o terminăm. Că sunt tot cu zemii noștri care intră. Domnul, problema a fost cu zemii noștri până la biserică să fac din noroi. Și noi problema cu boituzeni noștri până la biserică să mă putin noroi, că noi ne-am memorit asfaltul. În 10 ani zile, e adevărat, sunt curate, 10 milioane de euro s-au dat pentru... 1 milion de euro. Mai avem până la 5 milioane. Da, dar noi... Trebuie să vă gândiți să încetăm și preoții să înțeleagă, să-și caute fonduri în altă parte, nu pot să trebuie nicio merge la biserică, dar să înțeleagă și ei că oricum investiția care a fost acum n-a fost de 1 miliard, au nu știu câte miliarde, s-au descurcat de restul de bani. Eu cred că investiția ăsta trebuie să fie ultimii. Păi da... Și la biserica catolică. Pictura la biserica ortodoxă costă 6 miliarde. Nu s-a ținut suma asta. Dacă s-a luat 5 miliarde, se va putea răspunde și de 1 miliard. Nu putea să pună pictura de 1 milion? Nu s-a ținut suma. Anul trecut, dacă vă aduceți aminte, când s-a dat la 1,5 miliarde la Biserica Ortodoxă, am fost unul dintre cei care am votat. Și atunci am zis că nu voi mai vota să-ți mai dea niciun ban. Dar având în vedere că această biserică, și este acum centenarul ăsta, este acolo ce face Gogol, nu vreau să-l țin la vorba, să-i fac statui de unde punem în ușurul ăsta mără, să vede, lucrează bine, așa cum și la Biserica Ortodoxă, și haide să facem ceva, să terminăm. O să vină atâția preoți și o să vină invitat din vorba și din București, din interior. O să fiu curios să vedem la anul ce motiv. Iar la anul... Nu, pare că o să mai fie omul. Nu era vorba de anul următor. Discută! O să iau și eu cuvântul. Nu, dar discută. O să vedeți ce motiv o să mai fie la anul. Trebuie să ținem cont, așa cum a zis și colegul, pentru că
zilele trecute am avut inundații Brezoaia și Buncei. Dar arăta la televizor dimineața asta. Și aseară pe restrău. Gândiți-vă că dacă ne întâlnim cu acei oameni, ce ne spun? Băi, dar la biserică și acolo și acolo dați, dar drumul și astea ce faceți? Pentru că ei nu înțeleg că procedura este destul de dificilă, ei așteaptă în primul rând să le facem condiții bune. De ce? Pe lângă asta... De ce să le facem condiții bune, domnule? Dacă ei aruncă toată mizeria în șan și când vine aseară știi ce am găsit, acolo de-aia s-a inundat. Numai sat și când mai am stat în tractor, la Tony Naiman. Are pod cât așa un... Da, are pod așa de lat că e cât domnul un drum național. Da, domnul primar, dar s-a dat vreodată în oamenii. Nu e nimeni la stare forestieră acolo, nu? Nu e. Îți numai grădini. Am scos cioate, groase, care a venit și el cu dar am optat după extinderea rețelei de supraveghere de țară. Ce se face? Poliția, ce se face? Tot șanțul ăla e în curtea oameni. S-ar vedea. Păi eu m-am angajat. Și n-are de supraveghere. Deci n-are. Și n-ați anțurat nimic. Dacă vreau să intru la dumneavoastră în curte, îmi dați voie? Nu, domnule, dacă vreau să intru. Eu cer voie și dau. Ați viticulă? Ca o paranteză. Că și eu am stup, da? Și poate vreau și eu teren. Împărțim în două. Sunteți de acord? Păi uitați, îl dăm numai, îl împărțim. Domnul Bacar Bogdan iese și el apucător. Și va lua și el o bucățică de teren. Păi de unde să știe domnul primar că e să nu ieși? Iau o stup primul primar, te-mi dorești pe stup. Nu, păi așa. Bravo, Marius! Mi-a plăcut de tine! La vot... Trebuie 10 voturi. Cine este pentru? E condiționat acum? Păi nu, dar așa e. E patrimoniu. Cine este pentru? Pentru gratuit. Nu, pentru contra. Abține? Pentru nu era nimeni. 6, 7, 8, 9, 10, abține. Împotrivă? Împotrivă, pentru gratuit. Așa, vreau vreau. 2, 4, 5. Concluzia ar fi ca domnul înainte să vină să facă solicite, strică cât are nevoie pentru titlul gratuit. Deci, domnul președinte, vrem să oprim, adică gratuit, când ne-am mai înțepat de vreo două ori cu loturile astea, atunci trebuie să ne mai înțepăm. Să plătească. Și vă rog, dacă dânsul chiar vrea, într-adevăr, pentru stupină, ei se face da gratuit porțiunea care este da montează stupin vie. Pune pune pe bară deasupra. Păi, dar nu pune nici printre domnul de comunicație. Noi trebuie să spunem de ce nu am aprobat. Aspectul ăla, trebuie să ajungă. Nu, nu, nu. Probabil sunt plecați în pasul ăla. Promit că ai văzut în stup. Adică s-a supus la vot și trece mai departe. Nici urmă de stup. Punctul 10. Nici măcar un stupie n-am văzut. Te-a plecat în pastorală, domnul consilier. Domnul primar, până nu văd ăștia doi ochi, nu cred, domnul. Gata, s-a încheiat. Proiect de hotărâre. În locale și încep să facem și noi un asfalt. Să te prea mijloc. Dar nu poți deodată. Nu poți să faci deodată. Am luat mașina, n-avem post. Ca să știi că toată lumea comentează pe internet pe ăsta. Am luat mașina, am cerut. De două ori am cerut post de șofer. Nu ne dă post de șofer, mașina asta trebuie. Păi și atunci trebuie să dăm domnul primar. Păi trebuie să dau om afară ca să iau ăsta. Durează procedura. Aștept să-mi vină cartea mașinii ca să poți să-i facă înscrierea. Că omul vede aici, dar încă nu mi-a venit cartea mașinii să-i facă înscrierea. Că așa e ușor să vorbim. Dar din angajații primării care au permis, nu v-ați ocupit? Dacă n-ai atestat profesional, mașină peste asta nu poți. Dar nu poți să-și ia atestat? Dar tu ești interesat? Da, să ducem. Ce milioare în atestat? La vârsta așa atestat. De la 65 de ani în an în an. Are să care se dea bine de zi, bă, bă. Cine se dea bine de zi, bă, bă. Hai să mai vrei, bă. Nu știu, bă. Vreți să știm și bine. Hai să votăm din geamă, bă, bă. Hai să bătim bucă. Vom încerca, cel puțin eu voi încerca. Să inițiez un proiect de hotărâre să mergem pe finanțările rambursabile pe legea 350. Și atunci
putem da către asociații ONG și culte, dar cu sume limitate, impuse de noi și pentru anumite, în anumite condiții. Și atunci nu va mai fi atâta scandal. Niciodată mai. Hai să puneți la urmă. Aveți răbdare. Da, aveți răbdare, dar mai spus, doamna doctor așteaptă, mai sunt și oameni care așteaptă. Am trecut la diverse, cumva și nu. Nu, diverse. Ideea mea este, dacă tot vin 100 de preoți, să-i aducem cu geamuri fumurii la mașină, să nu vadă șanțurile care... Hai să lăsați preoții, asta suportăm dacă vreți votați. Dacă tot a fost vorba, că-ți vin pe toate astea. Nu avem un șanț bun. Cine este pentru? Pune-mi convins să nu votezi. Ce așa discuții mă? Am și râs, bă, câte ori... În afară de cei 2, 90. De Damian votezi? Nu. Gabor, nu? Nu. Și... Și Romica, poate ai ridicat, nu? Deci 2, 4. 11. Abțineri? 2, 3, 4. Deci 11 cu 4, da? 2, 4. A, mai fi. Trecem la punctul 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 160 de metri pătrați, aparținând domeniului privat al comunității județul Bacău. Domnul consilier Ionel Gheorghe, da. Adescu, vă rog. Comisia a dat aviz favorabil și consider că este bine să se vorbă proprietarul de acolo. Două, cred că e similar. Dispensarul. Și farmacia. Și farmacia, doamna doctor. Farmacistă sunt aici prezente. Eu sunt de părere că este bine să... Sunt necesare aceste drumuri. Deci să încurajăm investițiile care se vor face contrar pentru modernizarea carabinierilor și pentru ceea ce este. Deci susțin cu oameni, doamna doctor. Poate vreau întâi să ia cuvântul doamna Palade. Dacă doriți. Mulțumesc pentru sprijin și din consilierii din anii anterior și consilierilor de acum și domnul primar și domnul primar și care a fost. Vreau să mai modernizăm, vreau să mai pot să mai mergem mai departe și de asta simt că nu mai pot să fac dacă nu am toate actele în ordine și, vă solicit sprijin această idee. Știu că ați decizii bune. Domnul Apostol? Domnul președinte, chiar dacă vinim acest teren din văzătea primărie, eu garantez... Nu trebuie să-mi spuneți mie, spuneți tuturor. Tuturor, da, tuturor consilierilor, cetățenii comunului Tuz vor avea de câștigat pentru chestia asta. Mulțumesc! Alte aspirări la cuvânt? Da. Eu aduc în atenție același lucru care am spus și la proiectul anterior, că nu există raportul de evaluare. Există, nu avem noi. Da, nu există. El a fost la comisie. Da. A trecut. Sunt date înscrieri la cuvânt? Cine este pentru? Abțineri? Deci 13 cu 2. Ce și-ar da de mâini un doi mei? Și-ar da mâna de mâini. După ce noi am făcut alte delimitări la spații de astea, am primit la PNDL. Numai din PNDL se poate construi un spital sau un dispensar. Nu-ți dă voie altfel legea. Înainte puteai, acum nu putem să faci. Trebuie să țineți cont că câțiva medici au vârsta de pensionare și am vorbit cu ei treacă. Noi trebuie să ne gândim dacă vin să le dăm spații, că renunță, doamna Vud renunță la, dacă pleacă, a renunțat la, la concesiune. Vă întreb, doamna Plene și... 4 au fost împotrivit. Mai poate să susțină în concesiune toată aia? Nu poate. Ar trebui să ne gândim să-i dăm gratuit, că și așa au salarii și-s plin de datorii.
În alte locuri, pentru medici, le pun la dispoziție. Comodă, comună. Comună, le pune case, le pune tot, le dăm comodat, gratuit. Dacă dădeam gratuit, puteam să facem o investiție. La oamenii iarna pleacă din sala de așteptare de la noi. În partea asta face economie și clădirea, știți cât e de mare și consumă enorm. Și se ducea și stătea pe hol la doamna Palade, unde e... Totuși, nu că e modern, dar e condiții mai bune decât aici. Și în viitor, dacă nu ne aprobă, acum fiind PNDL, să facem dispensarul, că ăsta e necesar, noi nu putem să mai atragem medici, o să rămânem fără medici. Știți cât de, greu mergem acum la un medic, să intrăm la un medic la spital, dacă n-ai trimitere din asta. Și la asta o zic. Ca pe viitor să ne gândim bine la treaba cu gestiune. Pentru că sunt plini de datorii, costurile la dispensar sunt foarte mari, cu căldura acolo, așa, să-i lăsăm să plătească numai întreține, să renunțe la concesiune, să ne dăm. Domnule, este legal ca să putem să dăm cu putin cu gratuit? Păi este, cum să... Domnișoara Larisa, doamna Larisa, este legal. Dar nu vine să fie gratuit, vine cu bani. Aia se referă. Dar pe viitor, este legal ca să putem da gratuit. Se poate face contract de comodat. Comodat și am terminat profesia, să ajutăm și noi cumva, să-i facem să rămână în comodat. Nu să plece din comodat. Să ieșim. Noi am avut să trecem la punctul 12. Facem un proiect de hotărâre privind vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafață de 118 metri pătrați aparținând domeniului privat al comunei Tuș, județul Bacău. Domnul consilier Ionescu, avizul favorabil este similar cu celălalt, e vorba de o farmacie. Și sigur că susține proiectul. Cum vi s-a dat atât de sfavoră? Înscrie la cuvânt, domnul Boacă. Este foarte bine că acum nu ca intervin concurența între cel chiar în farmacie. Este foarte bine venită pentru că mai mare. Este mai mare, lumea este așa cum e venită în comuna asta. Avem nevoie de medicamente și ai noi care mai suntem de colo-colo, mai putem până în oraș, până nu știu ce. Dar aici, cel puțin cei mai bătrâni, care nu pot și nu au posibilitate să meargă. Au trei farmacii. Cu asta leagă și nu găsește aici, găsești dincolo, nu găsești dincolo, găsesc medicamentele dincolo. Nu pune și problema prețurilor. Și problema, da. 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 Eu am găsit tot ce-mi trebuie totdeauna aici. E bine aprovizionat. Nu este, domnule. Nu este. Nu, de multe ori la doamna acolo este. Și duminica e duminica ce ce se poate la ce să vorbim pe da, hai, da. Da. Și eu dacă da. Vreau să vă spun că acum le obligă și la farmacii să le renoveze, să facă camere separate pentru 3-4 camere, nu mai merge numai teșgheaua în față și obligă. Oamenii vor să facă investiții. Eu am fost în magazin, acolo la Maricica, la Naima. La început să facă și exteriorul, că deja e bun din ăsta. Trebuie să aibă în spate o cameră, trebuie să aibă un WC acolo, trebuie să aibă un duș, trebuie să aibă nu știu câte camere. Și atunci, dacă nu au camerele astea, oamenii nu vor să investească dacă știu că nu e a lor. Plus că au dat hârtie, că dacă renunță, ne dă tot nouă înapoi. Cu cât a luat, cu atât a cumpărăm noi înapoi. Deci asta i-am pus și în contract, este... Am pus clauza asta. Deci nu avem numai de câștigat. Deci nu am mai dat așa ca să... și de acolo să facă ce vrea. Deci asta s-a luat. Poate vrea să iau cu doamna Țindeanu, nu? Cine este pentru? Da. Să votați. Nu vrei să votezi? Ba da, domnul meu a fost sugestie. Abține? Da, poți să spui. Da, poți să spui. Pentru societățile astea care dețin farmaciile în comuna Oituz. Aș dori o extindere pentru Poiana Sărată, Hârja. Să le... Se poate face. Da, da. Cred că e necesar. Pătind de vară. Dar v-aș ajuta. Avem societatea acolo din Poiana. O zi și așa. Vă dăm, nu avem la școală. Sigur, poate da spațiu.
Chiar vă rog, deci am asistat multe persoane, că se vine, vara se vine la... După mine, cred că se poate face așa, dar e ceva ambulant o dată pe săptămână, să ne iau o dată pe săptămână, ceva ca... Știți că mă discutam dumneavoastră la școală, în diferența. Asta foarte mult, ca să ne iau dată cu așa. Mai e unul. Dar nu poți să faci o dată. Nu poți să faci o dată. Nu mai dar de-o face ambulant, să ne iau dată pe săptămână. Nu poți să faci o dată. Nu poți să faci V-am rugat la începutul să fie organizat, da? Mai avem două proiecte. Nu mai terminați. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind vânzarea cantității totale de 550 metri cu masă de masă pe picior, volum brut, din pădurea comunei Uituz, producție pe anul 2017. Domnul inginer Ionel Adescu. Am dat avizul la masă noastră, nu l-am dat noi, dar... Sunt s-a dat economică pe specific ce e pentru populație de asta, da? Da, 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 nu știu că scrie la dar proiectul nu scrie nimic pentru populație. Da, eu sunt de acord. Domnule, nu scrie, vă spun de ce nu scrie pentru populație. Noi am vrut direct, de ăsta lemnul, practic, e un lemn dobărător, care nu prea e rentabil pentru comercializare, în alte scopuri nu merge. Dar am vrut să facem direct cu Ocolul Sibic și acum ne-a trimis o hârtie, noi n-avem. Când ne-am dus la contabilitate, domnul vice s-a zbătut foarte mult să vindem noi. Noi nu avem activitate economică să vindem noi ca primării, dar nu pot caie în așa ceva. Domnul Nenu odată a vrut să fac un depozit. Eu sunt de acord că dacă ar face un depozit și asta, la proces. Trebuie o grămadă de aprobări, o grămadă de ăsta și poate... N-am avut ambiție, nu. Deci, nu n-am avut ambiție, n-am mai vrut. Hai să vă spun și de ce. Nu bine să avem așa. Dacă chiar doriți să facem un depozit, se poate face depozit lângă apă și canal al societății primăria. Primăria poate să facă, dar prin societatea care aveți deja... care o aveți deja și care există. M-am interesat și am avut pregătit. Iar toate partizile care sunt ale Ocolului se pot duce și vine în depozit. Trebuie pus un om, domnul viceprimar, trebuie un om să țină gestiunea. Eu poate o să am eu sau domnul el să țină sumarul, deși programe care sunt de specialitate, nu trebuie să mai facem alte cheltuieli și se poate face. Noi am mai vorbit, am zis că o să ne trimită niște... Și prețul poate să fie, că e foarte scump la domnul, nu dați. Prețul care a spus dumneavoastră anul trecut, că se va vinde cu 100 de metri ster, da? Știți minte? Acum se vinde cu 140 lei metri ster la pădure. Știu. Foarte scump. Nu de bode. Foarte scump pentru populație. Nu este foarte bine că o scumpă prețul de post alemul din primăria Uituz, poate să ajungă la 120 lei de bode. Și noi am făcut niște calcule. Faceți o cotere și vedeți. Am făcut niște calcule. Deci chiar dacă vinde cu 80 de lei, cum ni s-a propus, cam 80 de lei a fi prețul de pornire la licitație. Până 150 lei. Domnul primar, nu ajunge la 100. Dacă ne gândim pentru populație, poate spune acesta și ne gândim. Poate un agent economic de cu 40 de lei și a face 100 de lei. Deci nu ajunge prețul mai mult de 120 lei adus în depozit. Metru ster, domnule. Metru ster. Metru cub. Ce metru cub aici? Lemnul se vinde la metru cub către... agentul economic care și după cu exploatare cu toată asta ajunge la 140 de lei metru cub. Dar dintr-un metru cub iese 160 de metru ster. Și atunci poate scoate la 90 de lei metru ster. Încă ceva, anul trecut mi s-a făcut oferta să mi se dea 1000 de metri cub la tornator către primăria Uituz cu titlu gratuit și nu ați putut o lua. Nu era situația atunci de alegeri, fiindcă nu ați avut cum să o preluați. Că nu aveți cum să o preluați. N-ați avut cum. Dacă faceți depozit, vă spun că se poate da gratuit masă de masă și să o vindeți cu depozitul meu. Să facem depozit, trebuie să facem serviciu separat. Este serviciu, se poate face. Am venit la Camera de Comerț, se poate face. Și serviciu de apocanal, trebuie să facem serviciu pentru vânzare masă de masă. Exact. Cu personalitate juridică separată, ca și serviciu. Și se poate organiza și face. Dacă ne organizăm până în toamnă, până în toamnă, avem așa ceva făcut. Iar ce se marcă de pădurea primării Uituz poate să ajungă la populații direct de către noi. Controlează domnul primar cerile, domnul viceprimar și oamenii care vor. Oricum,
anul ăsta s-a rezolvat, avem cererea pe cerere. Da, o lună dorea. Să dea și de la volumul de stat. O să dea și de la cerere. Drept în piață, acolo ne-am văzut. Anul trecut am pus cu toții, toată comisia noastră, și am zis între tot și acel drum faimos al lui Brescanu, acolo ăia trei metri, între acolo unde a fost, acolo este suficient loc. Pentru că îmi face impresia că domnul Stercu vrea să ia bucățica aia de acolo și a cumpărat de singură până în urmă. Hai să discutăm de așa mai mult. Bucățica aia se face și în altă canal, și în altă canal se face garaje și astea pentru toate tractoarele. Acolo? La ultima concesiune a zis că nu se mai face acolo nicio concesiune. Domnilor, discuțiile. Supun la vot cine este pentru. Asta nu ajunge la populație, ajunge la agenți economici. Domnul Vântură, sunteți pentru sau? Da. Pentru. Toată la gente. Pentru populație, nu? Pentru populație, dar ne-am văzut că spate de apăzare la agentul economic și agentul economic îi se pune în gără. Pentru că nu putem acum. Doar dacă agentul economic se poate în prezent servicii, și ori mai face atei dacă. Ați înțeles? Nu puteți să condiționați dumneavoastră un agent economic să vândă lemnul cu prețul care vezi dumneavoastră. Niciodată pe lumea asta. Și dacă el acceptă? Domnul 14, domnul inginer. Mai discutăm după ședință. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de locuire a unei porțiuni de rețeaua de apă potabilă a comunului Dus, în zona Părâului Sărat. Domnul consilier Ionel. Am făcut avizul în dimineața asta, am văzut proiectul de hotărâre, dar se pare că este o situație de urgență. Pentru că mereu se sparge conducta acolo și trebuie înlocuită. E vorba de 800 de metri cub de conduct în zona Părâului Sărat. Din conducta existentă. Într-un an de zile am avut 10 spărturi. 10 intervenții. Și nu știu câte. Plus, să vă mai spun o chestie. Nu e băgat la adâncime, iar n-a înghețat. Nu putem face șansă. Acum trebuie să-l vedem la adâncime, că trece să deasupra și deasupra să se deasupra. Pentru că frumul respectiv nu putem să avem o șansă să strică în fiecare lună și degeaba nu spălătă. Corect, Lucare, să nu mai fie... Seama de copetici, nu e normal.
trece ceva, nu e ceva. Deci era o poate de sicuri, nu s-a pus domnul. Nu s-a pus nicio problemă. Nu s-a pus nicio problemă. Haideți, vă rog frumos, s-a pus. Acum, dacă faceți, faceți ceva acolo. Se scrie cineva? Domnul Bacă, domnul Bacă. Gata, domnule. Dar scrieți-l la cuvânt, domnule. Gata, nu. Se scrie cineva la cuvânt? Nu, ia așa. Cine este pe domnul Repare fiecare zi. Băi, nu, nu, nu. Trecem, atenție. Acum, vă rog frumos. Trecem, atenție. Trecem, atenție. Trecem, atenție. Trecem, nu e așa scumpă, dar e mai mult pierdere de apă, foarte mult pierdere de apă. Și de toată ce acum am de apă. Acum ar trebui să fie apă din greșeală. Eu sper că momentan am rezolvat cel puțin canalizarea, am avut atâtea fost legături proaste făcute, cu fișă, ăsta, factură de la Ion, să vedeți 2.000-3.000 de lei plată la SP1, SP2, pentru că pompele legate aiurea, fără sensuri, fără, pentru că n-a fost gestionat de un specialist dirigită de șantier specialist. Când am venit acolo, am avut pompul, ne-am dus. Și mergeau ba două pompe odată, una era într-un sens, una băga alta, scotea și se învârtea și nu am învârtea când am plătit pe prețul. Aveți unul de la Brașov. Ăla. Haideți, mă rog, să trecem la pompe diverse. Avem un cetățean, vrei să-i dăm cuvântul? Da, corect. Da, festivale. Eu stau festivale. Cum vă numiți? Andrușcă. Și mai cum? Ion. Sunt multe probleme în festival. În primul rând, gază nu s-a dus, până la Brescară, tot. Al doilea, canalizare de apă nu. Canalizare n-am nici ce să fac. Avem un centru. Dați-mi voi, domnule, canalizare de apă. Dar el se întâmplă la apă cu lucru, nu la canal. La canalizare. Nu, la apă, curent este. La apă curent este. Nu este canal. Nu poate să răzat. Așa, gază, apă, canalizare, mai sunt probleme multe. Cu șanturile, cu mizeria de pe pârăi, de pe o trată, în acea. Ați angajat un om la mediu, care stărce pe prispa primării și fumează câte un bas de fai de țigări pe zi. Afară cu el, angajat un șofer, care să meargă cu mașină. Da? Mizeria cine o aruncă așa? Lumea, dar el ar trebui să ne aruncă. Păi, dar cum spuneți lumea care o aruncă ca să... De când a intrat la mediu, a pus o amendă la unul? Păi cum se spune dacă... Sau un avertisment. Ceva a făcut? Asta una. La mână. Că eu dacă mă duc la ora 6, în fundul părăului sărat și viu cu bicicleta la vale, prin 5-6 ieși care aruncă mizeria. Ia gărea ta, ori răstoarnă în pârău, o plătești și pleacă cu ea în loc. Nu-i corect, nu-i frumos. Ești poliția comunitară? Sunt multe probleme, multe probleme, care se poate rezolva. Dar cu cine? Cu ăla care fumează pe prisma primării? Nu. Ăla nu se poate face treaba. Nu se poate face treaba. Și mulți alții care au fost așa, învârtiți prin primărie și sunt, au rămas prin poziție, nu? Dar mai mulți decât profesori la școală sunt în primărie la ora acolo. Și... Nu mai spui cu drumurile astea, că sunt... De la mine, de la toată, de acolo, e un părăraș care vine când plouă. Dar când plouă, vine și de la părăul săraș până la mine, la poartă, tot o apă pe părău, așa. Plus de șanță la pantă. Șanță, eu nu pot să-i mă duc la WC, nu să-i fac șanță mai adâncă o leacă, că e pantă. Mai ai și ăsta acolo și să-i dea o leacă de cădere. Da? Nu pot să mă duc la WC, dacă îi spui să faci foc. Dar nu-i să dat țeapa aia, care a șurut odată? Adică faci acolo șanță, țeapă? Nu merge cu țeapă, domnule. Dacă pui țeapă acolo, vecinul bulgarul s-a dus la deal, a pus rumegușul la deal, și l-a dus, el apa de bani și l-a pus în poartă, sau pe rău la bani. Nu-i corect. Iar nu-i corect. Mediu. Dar mediu, unde e mai mediu? Mediu, un conjurător care nu-i conjoară cu noi?
Nu ăla care este să pună la prins pe acasă. Să poți poți acomodare la dreapta, să poți acomodare la voastră. Crede ce vezi la asta, să-ți vrea să-mi acționă. Sunt multe probleme cu subani. Sunt multe, multe, multe. Dar nu mai acolo. La gază, în primul rând, a trebuit să-ți faci gază. Dacă pui balastru astăzi pe uliță și mâine vii cu un budor și ai săpat ca să bagi conducta de gază sau de canalizare, iar ai stricat ce ai făcut. O dată cu totul merge. Și cu apa și cu... Da, dar dacă ai fi fondul să îți faci că la toată lumea în poartă, îmi faci. Dar nu la toată, nu vin la mine în poartă, numai la mine. Ești la toată lumea. La toată festivalea a votat Bodea. Majoritatea festivalelor a votat Bodea. Păi da, atunci... Dacă îmi dați voie să vă răspund. Da. Am început să... Mi-a trebuit jumătate de an ca să fac demersuri pentru tot. Un dig acolo. Să continui mai departe unde lucrea în casă. Când am început acum să fac digul, pentru că ele trebuiau la investiții. Ca să fac la investiții trebuie să faci proiect. Am băgat la reparații pentru că formalitățile durează. De un an de zile mă necăjesc cu aprobările la podul respectiv, care de anul trecut. De-abia acum am plătit licitația, s-a câștigat licitația, cine să înceapă. Exact cum zicea domnul Andriș, că de ieri, e plătit, l-am luat azi dimineață și zice că nu pot să plec în concediu, pentru că am câștigat licitația și nu vine acum constructorul să termin un drum. E adevărat? Are drum. Deci a câștigat licitația cu caie de sarci cu tot și toată ziua stă după el, nu vine să asta. Noi am făcut cu vreo doi proiectanți să ne facă proiectul la zid, la zidul de apărare, să venim în la vale. Da, facem, n-a venit. A trebuit să aducem pe altul. Stau cu chesoanele în piață ca să facă un proiect de execuție la podurile. A renunțat. Am adus pe altul. Cam așa merge treaba. Ai făcut contract cu proiectul. Păi am făcut contract, am adus mai altul. Ești ați nenorocit. Ca și domnul Pelicean, domnule, își bate joc de primăria uite. Bine, am avut proiect. Dar aveți cunoștință. Că este anul la fel. Iarna e omotul până la gât, când plouă e globul până la gât. Și pășunatul, de care nu are nevoie. Și nu are nevoie. Și când a venit cu poliția, dumneavoastră vorbiți așa, că nu știi. Păi da, eu acum trebuie să știți că s-a făcut. Acolo mai sunt două, trei, dar acum este, ne ține cei cu amenajamentul Silvii, amenajamentul pastoral, pentru că nu-l mai facem noi. Am făcut contract să facem și după aceea a venit direcția agricolă, nu că ei ia fondurile europene, ei ia mostre de sol, nu ne-am făcut contract. Și acum trebuie să așteptăm când o să vină ei să ia mostre, că trebuie și persoanele fizice care au pășuni să se înscrie. Nu dai de persoane fizice, exact cum am încercat anul trecut cu cadastrarea, a venit om, a început să măsoare și nu găseam proprietare, că unul a dat pământul la altul și a renunțat la un moment dat, omul să mai facă cadastru, pentru că n-am găsit proprietare. Acum l-a luat pe Căiuțeanul care cunoaște și adevărul că e mai scump, dar cunoaște. Că el mi-a venit un cadastru și era, la cadastru era că se mărginește cu drumul național. Nu mai era șans, nu mai era trotuar, nu mai era nimica. Și a punctat domnul Andruș, e problema de sănătate ca fiecare să se lege la apă și la canalizare.
iarna crapă țevile, apa se consumă, vara lasă pe sub poate. De ce v-am zis să anunțați, pe toți consilieri, am zis să anunțați pe oameni să facă cereri pentru gaz. Și cum ne-am anunțat? Păi da, și trebuia la canalizare, trebuia luat invers, canalizare după aia. Am zis că sunt oamenii de domnul consilier, iată, dumneata ai voi la toate ședințele, ai gura cea mai mare, iartă-mă că-ți spun. Dar e nevoie. Dar nu iei din urmă, că ai la toate ședințele. Nu am fost, am fost anul trecut. Am alocat bani, pe anul ăsta am alocat bani pentru extindere, canalizare și apă. Zi! Păi dar atât de domnul. Domnul, lasă-l pe ce a zis, dumneata zi, pe dumneata te întreb. Nu sunt cereri, domnule. Am aprobat extindere apă, canal? Da, domnule, da. Păi, vedeți că dumneavoastră e extindere. Domnule, la fiecare cetățean, ia spune. Ce Dumnezeu? Dumneavoastră înseamnă că nu gândim. Noi s-am făcut ca să... Eu vă promit că acordarea asta la canal nu vedeam că merge și se sparge. Luni dimineața am promit că fiu cu toate de la Dogărie. Nu de la Dogărie, de la Râmpa Chisă și până la fundul pe Rosa. Cerere, așa este. Cu fiecare cetățean, cu cerere în urmă. Nu, nu. Merge, merge, să vă pus așa la primărie. Dar sunt promit că în termen din 3 luni va spagat casă pe stima. Dar nu e așa. Hai. Reazuna. Vorbim de... Hai, dar o cum să dumneavoastră? Asta e nu te la pâscă să vezi că am început să ținem cere, dar cu oameni nu vin cu cere. Face cereri, ca să forțați. Eu vin de cereri, mă duc cereri de la Râmpa Chisă și până la fundul pe Răuță. Credeți verificat domnului primar zona Hrățman, pentru că ieri, pe la ora 18, a fost o vizitură puternică și au ajuns niște gabioane și s-au proptit în podul de la Costinica, în aval de podul Răzmanului. Cred că de la Costinica se punea la asta gabioanele cu dacă sunea nu are ce gabioane, se ia cu nimic. După cum ați făcut canalizarea așa... Așa este. După cum ați făcut canalizarea, așa merge. Așa este că nu am dus, așa e, gata. Dar ce se băie despre ea? Domnul Domnului, aveți cuvântul. Nu m-am prins. Și trebuie luată legătura neapărat. Este foarte, foarte grav. Că din 4 ani de zile este extinsă alimentarea cu gaz la ferăstră. Că acest Ministerul Dezvoltării n-a dat un agent economic care să preia această lucrare. Nu e vorba de asta. Ne-am dus iar, ne-am dus proiectul înapoi. Iar l-am trimis la Târgu Mureș și iar am dat ăsta. Trebuie luat legătura cu președintele PSD-ului la nivel național. Am luat și cu președintele PSD-ului cu casifiere pe cel de la Iași. Domnul Florian, aveți un lucru. Am 3 puncte scurte care să le adresez la domnul primar și consiliului. Prima. A apărut la pod, la Hrățman, mai multe grenaje din astea de bere. Cred că de la unitățile astea care distribuie bere, a plăcut, sunt de alocare acolo. Navete de rest? Navete, da. Navete? Nu, fiți, bă, cum spune, de branzare pe acolo, așa, cine le aduce? Că ăștia cu noi nu le ia. Cine are cetățenii din comună sunt supărați că lumina se aprinde la 10 și se stinge la 3. Pentru că nu aveți nici probleme. O jumătate ori, dacă nu aveți nici așa decât mai lăsați, cumva lumina a prins atunci, nici acum mai aprinde. Va prinde noaptea cu 4 pe soare, se duce la autobuz, la mașină, la nu știu unde. Sigur, sigur. 3 jumate, cum e mai zi? Acum e aproape zila. Dimineața 3. La 4 și 40 de minute de dimineața. Încă una, ca să fiu scurt. Domnul consilier Ungureanu v-a rugat ca să se deplaseze Comisia de Agricultură în zona acolo, peste pod la Gălățanu. Noi am fost și am constatat că digul ăla este dărâmat și mașina de betonaj greu nu poate să pătrundă, cum îi zice acolo jos? În Dogăre. În Dogăre, așa. Ne-am dus acolo, mă rog, se poate face și dig vreo 60 de metri, dar
Este un cetățean care a ieșit în drum cu 1,5 metri. Dacă dumneavoastră rugați ca acest cetățean să-și retragă 1,5 metri și stâlpul care este drept în colț acolo, s-a rezolvat situația. Dacă n-a acceptat să bage stâlpul în curte, vă dați seama că nu acceptă să tragă poarta. Domnul consilier Ungureanu vă ajută, vă ajută. Să vină cu aprobarea lui și eu atunci vorbesc cu Ionul și schimb stâlpul. Să vină cu convingerea și ăsta. Eu i-am zis ce fac acolo în momentul când o să avem șoferul și ăsta. Eu deja am semnat contract pentru reparare, să-mi vină grederul și cilindru să reparăm drumurile, da? Ăla care a venit și ne-a făcut oferta bună să ars pe mână tractoristul, între timp avem ploaia și atât am zis de sus, de acolo unde tot scandalul de la fond în sus, am zis când decopertăm, tot ce cărăm, mergem și punem de rând. Nu mai simt așa. Punem de rând pe acolo. Da, domnule, dacă omul nu... E unul se mișcă greu, ne-a făcut iară, asta iară. Dar sunt de omul că accepte să mut stâmpul și iară. Domnul Apost, aveți cuvântul. Domnule, revin cu rugămintea. S-a început socarea de la drumul ăsta, de la piață, către șoseaua Târgului. Socarea a făcut jubare mult de balas, s-a abandonat. Și utilajul nostru am avut stricat. Când am dus acolo, a venit femeia aia care are acolo chioșcul ăla. A venit, domnule, aici trebuie să-mi luați, că toată apa vine, uitați și mi-a făcut pe pereți, că trebuia să încep să pun. Bine, dar acum a lăsat fundația la gard mică, nu o să ne intrăm noi în pământ acum, care să umplem căuările. Vedeți că pe ăsta, am început să fac drumul sus, acolo, de la Cozanul în sus, acum am reclamații de la Cozanul, că de ce am vrut să fac șanțul? Că am vrut să alergie șanțul pe partea lui, să fac șanț în partea aia. De ce am făcut drumul, dacă vine el, am făcut sare cu lopata. E un gen a fugit de acolo. Dar care Cozan Roșca? Sus înspre Roșca. Pe Hribole? Pe Hribole? Vaselicul. Nu, dar Gheorghe Cozan. Și am făcut și Gheorghe Cozan, uite, am reclamații, el s-a dus ăla de la mediu să rezolve problema. Deci au făcut oamenii fosi. Eu când am fost acolo, domnule, îi zic, căutați să-ți urmați treaba cu fosa. L-am trimis pe cel de la mediu ca să le dea avertismeul. Prima dată și după aceea asta. Da, uitați, mie îmi place, îl critică pe Robert, nu eu apărarea, că și eu mă mai cert, fumează. Alții fumează, el când ne simți și fumează în față, majoritatea fumează în spate. În spate dă focul, ne mai fumează, toți ies la o țigară, că așa-s fumăți. Nu toți, domn privat. Nu, majoritatea. Și noi trebuie dați activitate, că dacă i-a dat activitate, are activitate, nu prea are. N-are fumat. Este drumul de la Dogărești, până la șosea, care e sub orice clinică. De la piață. De la Dogărești? De la punct de la Dogărești și până la șosea. E sub orice clinică. Acolo trebuie să continuăm, că am fost numai până în curba. Trebuie să continuăm. S-a stricat și ce-a stricat. Domnul Apostol, nu suntem în stare să facem la centura până la uitul prea ta știa ai mănânce în țigarii drumul ăla. Sunt oameni de la dracului de drum, dar la drumului. Așa acolo familie, oameni. Au trei lumii de la Buzbuc și tot acolo și mi-a zis da mașina noastră. Înțeles, sunt familie cu copii. Nu mergem la domnule, nu suntem în stare să facem drumul în centru ai turnul. Acolo teren arabil. N-au cum să pleacă. Aici nu e, teren din formă. Sunt copii mici, nu sunt domnule. Noi am început să facem drumurile. Practic, am făcut jumate în drumuri. La Poiana Sărată am făcut șanturi. Cu un singur utilaj, care a mai fost și stricat, a stat după o piesă aproape jumate de an. A trebuit să... pe jumate lună, sau aproape o lună. Și a trebuit să închiriem utilaj. Și utilajul l-am închiriat, dar când a găsit de lucru în alt loc, s-a zis că ia bani mai mulți decât la noi. Nu știu cum să vă spun. Și a trebuit să stau. Și așa se întâmplă. Sau am început să decopertăm acolo, să facem șanțul care tot aprobarea Consiliului. Avem ploaia, nu putem să lucrăm acum, că nu mă noi. Deci sunt anumite chestii care chiar nu ține de noi.
Și noi am aprobat și acum am mai aprobat niște ore pentru asta. Dar am început de sus să continuăm. Dacă vă uitați pe câteva străzi, deja am început să vă dăm cu care trebuie să le dăm cu drumurile, nu? Am început să plombăm, dar să știți, domnule, așa o să face, da? Dar eu am mai spus. Domnul Apostol, haideți să nu mai întrebați. Dar nu nimic, dar am de ce ales cuvântul? Lăsați să vă întrebați. Dar am luat cuvântul, nu mi-a luat acela. Vedeam că de acum vorbea domnul primar. Dumnezeu a explicat, dar ce am ținut eu. De exemplu, de la Cotrăniș v-am mai spus, deja a început sezonul fânului. Oamenii de soare că nu ținem drumul. Nu pun balast, mă, ca să îndreptăm drumul și patru căruțe. Am semnat contractul cu Gregerul, de ce nu vreți să înțelegeți? Că înțeleg când să vină Gregerul și arsă la pe mână. Păi da, mergem să vedeți ce să facă, acum pe ploaie, ce să facă pe ploaie? Când căreau piatră concasată la margine, știți că Buldo avea doar tracțiune în spate. Știți asta? Era legată cu sârmă, pur și simplu, cardanul era legat cu sârmă. Ce se repară? Nu o să rămână așa. Dacă am avea un bondaj, vedeți? Domnul primar, am trei probleme, scurt, prost și robier. V-am spus de acolo, să haideți să faci ceva cu drumul ăla, că ne rupim mașinile. Prundenii nu vor să mai plătească nimic la primărie, pentru că ne rupim mașinile. Care drum? De la central până jos la minim, la răbitul de acolo, că la Tercop până jos acolo, l-am făcut atunci cu Romică, cu domnul viceprimar, cu toată lumea, la Chitărești, l-am făcut cam poate. Și lumea este rea, are dreptate domnul primar, eu am văzut pe propria pere. Am dus cu domnul viceprimar până acolo, n-a ieșit unul, domnule. Am venit cu o culopată și cu glemna schinare, n-a ieșit unul să ia un bolivar de acolo, pe sărbătoare. Pentru el era sărbătoare, pentru noi nu era sărbătoare, că n-am venit. Una la mână. V-am rugat la poliția sa comunitară, puneți-i la pe domnul ăștia la treabă, nu numai să ducă plicurile, că nu pentru asta sunt angălați. El când se duce să ducă plicurile și observă. Ce rog de dracu? Cum dracu observă când a nu stă acolo așa, de câte ori ies, e a treilea cauciuc care îl stric acolo la central. Din ăștia cu care îi spun cu ciori, cum spunem noi acolo, parcă mașina acolo, pune voi, dar duce dracu din partea aia altă la central și de acolo când iese. Nu parcă aici, că eu ies în dreapta acolo așa și doar exact cu roata în bogașul cel acolo. Doamne Boacă, ce scuze că vă întreb, da. Dacă sunteți de acord, de multe ori s-a dus în discuție că poliția nu își face datoria. Haideți să cerem un raport de informare pe primele 6 luni, ca să vedem ce au făcut. Pentru că dacă le tot permitem, știu, este neplăcut, dar trebuie să aplicăm legea. Trebuie să ne asumăm cu toții, trebuie făcut ceva. Pe unii supărăm, pe alții îi îmbucurăm, asta e situația. Pentru nu este treaba asta, am văzut 6 oare, dar vreau jumătate de oră, ei nu contează nimic. Poliția locală nu are dreptul la circulație. Dar nu la circulație, nu-i treabă de circulație, domn primar. El poate să stea acolo și spune lui ăsta, băi, eu e poliție comunitară, ia băi mașina de aici, că ăla nu poate să ia. Că nu mai am băiat și în frână. Pe cui comisiu te trebuie meserii. Știți prea bine. Și plăcuții la ăsta și știți am băiat și am băiat și tot. Știți prea bine că am făcut hârtiile să ne vină aprobare, să facem toate ieșirile de la... Știu, domn primar, dar nu la Dumnezeu, că nu mai încă funcție. Da, băi, omul, cu drumul național. Am zis cu parcarea, v-am făcut informare cu parcarea. Da, domn primar, dar asta vă spun. Până când ajungem acolo, ni stricăm mașinile, ni stricăm și buzunarul nostru de coastă. Puneți-i la treabă să stea două săptămâni dacă e nevoie, să spună să intri prostul în cap, băi nu mai parca aici, băi. Domnul consilier, toată ziua vine controlul de la garda financiară, de la garda de mediu, azi facem curățenie cei de la drum, noi facem în fiecare săptămână și aruncăm urmă a doua zi și ne-a dat 15.000 de lei amendă. Domnul primar, cunosc că am făcut treaba și am trecut prin treaba. Știți ce mi-a zis? Vă dau amenda dumneavoastră și dumneavoastră dați-i amenda. De o săptămână mă chinui să aflu de compostoratul Brescu. N-are număr de telefon, am aflat cum îl cheamă pe ăla și nu răspunde la telefon. Că nici nu plătește la primăria Uituz compostoratul, pentru că n-am făcut cadastru și din făcând cadastru n-a venit cu titlul de proprietate, de proprietărire. Și el eludează taxele fiscale, dar exploatare dă acolo, a făcut exploatare, a lăsat toată mizeria acolo. Am vorbit și cu Ocolul Silvic,
privat de la Frescu, că el trebuia să dea terenul exact cum a fost. Ăia de la mediu n-a discutat cu noi. Pur și simplu ne-a dus acolo și ne-a dat amenda nouă, vă aduc să vedem. Noi l-am văzut-o, domn primar, mi-a cerut tare. Eu în sensul ăsta spun, îl interesim pe unii și la noi cu zoaile în cap. Atâta minte, femeie bătână, n-are, n-a învățat, dracul numai de câte ori. I-am spus eu, băi, femeia lui Dumnezeu, nu mai arunca zoaile în drum, băi, când vin zoaile în cap. De ce ai făcut? Miros la acolo. Una la mână. A doua, domnul Andruș, că n-am nimic. Că vă spune că băroul ăla săroasă, nu știu, toate părarii sunt. Pentru că ce? Eu am văzut cum trebuie să spun, începând de acolo până ultimul. Păi mă duc să dau la părău. Dar ce ai îndăleagă? Păi da, am cu noi. Tot malul părăului săroasă și pe pihăl m-am pisit. Totuși nu mai gunoaie, nu mai crenț și are de pare. Ne spune de ce se înfundă și de ce e dezastru. Pentru asta este dezastru. Pentru că nici oamenii noștri nu sunt oameni. Îi duci și spui de unii de orice bani. Uitați-vă peste tot unde vă duci. Stațiile astea de autobuz sunt praf, nu mai la noi noi toți. Până nu se aplică legea, nu se vor învăța. Puneți pe tovară și ăștia la tramă care sunt angajat la poliția comunitară, ca om la acela, am un jumătate de față. Da, cum vine dracu? Foarte scurt. La Imo să aducem la cunoștință în zona Vâscă. Cam în direcție cu Marius, Brăcan. Sunt doi sunt care au pe cap. Și o să suferă tot acolo, populația. Dacă mai fie o furtună, cap. Dacă pe zona Vâscă. Și apoi fi iar ce-am cuptat cu problemele care am avut astăzi, care tot săptăm, că codurile sunt date aia. Să facem o dată extinderea asta a camerei de supraveghere, cum a făcut și domnul Galo, în ședința trecută. Uitați. Camera asta poate face mai mult decât 5 polițai. Da, cu camera. Și ele să fie ajutate puțin de noapte cu lampă. Care e foarte important, că noaptele sunt ineficiente. Așa, și iar ar fi asta firma de mentenanță tot la camere de supraveghere, care nici, după o lună, n-au ajuns să îndepărteze vegetația. Dacă vreți, vă arăt imaginea la central. Ne uităm la o... Deci de două luni de zile, v-am zis și... Stă degeaba camera aia, de ce vede? Au fost lenduri. Ce vezi acolo? Păi uite, Dudu, păi ce zic? Camera aia a spus. Că nu-l vede pe ăla care este tot aia de dimineață. Dacă ai fi vegetația din extremitățile drumurilor. Să fie obligat trei ca cetățean în dreptul gardului să-și păsească iarba, domnule. Iarba, mărăcini, ceau. Că nu pot să fie să... Vreau să vă spun câteva cereri să vă le spun. Deci este cea ca Telecom S.A. Împlătecită de către Ionuț Mândean, în calitate de manager zonal operațional clienți, vă solicităm încheierea contractului de concesiune pe terenul în suprafață de 164 de metri pătrați, aflat în vecinătatea Căminului Cultural, o etuță de celălalt pentru amplasarea unei stații de emisie recepție. Deci în spatele căminului, unde sunt antenele alea, alea trebuie să le mutăm noi, puțin mai știu, unde a fost WC-ul cândva, că dacă facem un fund acolo, că dacă facem noi modernizarea căminului, nu, și antenele alea acolo. Și vor să-i concesionăm în partea aia, în spate. După Rorec. După Rorec. Mă, dar a fost vecii ori vechi. Da, unde fi o serioasă, trebuie să-i ajută. Deci eu noi am citat această zonă. Ei au venit să plăție. Da, nu ce ziceam. Desmembrare, ca să pot să fac că e tot al nostru căminul, ca să continuăm. Că s-a făcut proiect, s-a făcut absolut tot. Acum trebuie pe el să-l mutăm, că ne-a mai cerut că el e mutat, ca să putem dărâma. Deci sunteți de acord cu treaba asta pentru la locale, ca să facă o urmă. Am discutat în ce este local. Nu, mă spun că sunt cu degeaba. Sunt fii terenul acest, acestui, că nu-i putoare. O 60 metri e mult, adică e mult. Așa, domnul Dorel, dar unde mutăm noi aparatura? Păi, eu n-am zis, dar e mult 60 metri. Domnul Dorel, îți dai seama, de la... 2 metri. Ascultați un pic. De la Gherghel Victor până în capăt, 2 metri și jumătate aproximativ 3 este uliță. Da? Da, da, de acces. Care de acces, care da? 160 de metri pătrați? Nu, 10 pe 10. Cât o fi bun? De la Rorec, domnul Babo. Rorec, vreau să știți că este de acolo și este închiriabil, ar fi știu, da. 10 la 15, mi se pare. De acolo până de domnul, nu se mai este domnul. Nu este domnul. Nu este domnul.
de la Beciu, de trecut minimul. Cam până la regulă, cam până unde ajungi. Nu știu asta, că n-am fost să... Nu cred că se ajunge până în gard cu Rorecu. Dar domnule, e după Rorec în colțul ăla. E bine, unde a fost terenul oricum nu este... Sunt bălărit el. Deci nu e utilizat în niciun fel. Hai să zic, asta până la urmă și se întâmplă. Deci în țembră nu trebuie să nu țin proiectul de lucru. Sunteți de acord? Sunteți de acord? Nu, da, da. Nu să nu sunt votiază. 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 Reprezentantul Constantin, reprezentantul SCMADA, cu sediul municipiului Lășan, solicită aprobarea construirii unui magazin mix pe terenul concesionat de la primăria comunului Tuz, conform contractului numărul. Terenul are suprafață 231 de metri pătrați și este identificat cu urmă pe numărul. Este vorba la moare. Da, la moare. La moare. El vrea să facă în spate la moare un magazin. Și are concesiune. Dar nu mai este să mâini străiești și vrea să cumpere și graful clădirii. Da, exact. Specificați un contract, nu se vin. Păi nu, păi, dar problema de concesiune. Face închiriere. Nu, el vrea, el are concesiune. El are concesiune, el vrea să facă magazin. Da, dar că vreau să vină 2-3 ani și vrea să-mi cumpere. Și așa vinde toate terenurile din comună asta. Nu dau tot așa construcție, nu? Dar, deci cu asta ce faci? Auzi, acum e zona inundabilă, nu de nevoie. Ce-i dau construcție cu construcție? Asta e treaba lui, nu-i treaba noastră. Păi, dar vezi treaba, că e treaba noastră, că nu e de autorizație. După aceea sunt despre obiești. Funcția să fie de autorizație. Ea autorizație de dincolo. Dar să-ți caut și o ocupație, mai vreau ce. Da. Subsemnatul Mățilariul, reprezentat de ce vorba de preotul de la Râgea. Nu. Cu asociația, nu mă citesc toată cererea asta, e vorba de sprijin financiar pentru lemne. Vedeți, oamenii vin și de ceartă pe noi. Eu, când merg pe drum acasă, pe baltă, aproape în fiecare zi îmi trage lumea de ureche. Unde mă, tu știi ce era la baltă? Până acum 5 ani nu era nici până la școală. Și atunci ce facem? Facem asfaltul. Vă aștept de acum să mă iei. Da, domn, prima, vă convine că stau la asfalt. Atâta vă așa mă dăuși. Dar degeaba asta la asfalt care are probleme cu omul și la drumuri. Toată lumea spune și de sub. Au nebunit ăștia de la drumuri. Da. Haideți să... Deci în locul unii sesizări care a făcut domnul Claudiu și domnul Vacaru, în privința cu secetorator cu pădurea de la Răzma, a venit răspunsul ieri, și dacă ăsta se plângau, să citiți dumneavoastră, primem mult. Ca să-i consiliu. Noi să ne trimiteți. Vreau să avem și noi. Nu, domnule, el ne-a trimis. Păi, nu înțeles. Ca să-i audă consiliu. A zis că nu știu. Esența numai, domnule. Esența mea a doua parte. Nu știu ce esența ce e. Spune, domnule, nici nu ce-i vorba. Nu te lici. Ai zis, spune tu, că nu asta. Eu nu știu că e esența. Zici tu esența și apoi îi dai. Exact, de cum vrea să nu-mi scris. De ce au într-o zona Hăzma, suprafața de pădure profetă secetonator, care gravitează de la acest bazen este de circa 303 hectare. Deci, pe Hăzma au cam 303 hectare. Cu un volum total de 111.000 metri cub, masă lemnoasă pe picior. Cu o posibilitate decenală pe 10 ani, de recoltare a masei lemnoase, circa 1900 metri cub în 10 ani poate să tragă de acolo lemn. Din care, până pe 10 ani, s-au recoltat circa 1100 metri cub. În perspectivă, în perioada 2017-2020, este prevăzut a fi recoltat anual un volum de circa 1000-1500 metri cubi. În limita posibilităților și a condițiilor de exploatare din teren, acest volum reprezintă doar 1% din volumul total pe picior al pădurii dorador din bazinul Hăzma. Deci, cam 1% vor exploata în fiecare an de acolo. Este mai mult aici. Și pe unde îl trage? Și pe unde îl trage? Domnul viceprimar, noi am cerut în adresă
dacă ia măsuri de prevenire... Scrie toate aici. Păi aia ne interesa pe noi, nu ce extratează. Că de partea mea poți să tai totul pădurea, că e proprietatea privată. Referitor la îngrijorarea dumneavoastră, cu privire la afectarea populației din zonă și ca urmare a exploatării masenoase, în zone de rinduri și următoare precizări. În zonele cu teren foarte accidentat, în paranteză, pantă mare, stâncări la suprafață, se evită marcarea arborilor și deci exploatările forestiere. Deci nu va marca. Dar e pantă mare tot. Dacă se stabilește că la anumite parchiri de exploatare există riscuri producerii irreversibile a degradării terenului, se vor permite doar tehnologii de exploatare a masenoase mai prietenoase cu mediul și cu un impact redus asupra mediului. Folosirea furnicularilor. În paranteză. Deci vor folosi furnicularilor. Ocolul civic primar pentru analizează cu precauții posibilități de recoltare a masele noastre din suprafețele de pădure aflate de administrarea sa și amână sau renunță la anumite tăieri în suprafețe mai accidentate. Astfel încât să nu apară probleme deosebite de mediu. Alunecă. Dacă tot e vorba de noi, am inițiat la începutul lunii, cred, un proiect de hotărâre pentru consolidare mal în zona insulă. Văd că nu este pe ordinea de zi, vă rog să ne comunicați în scris. V-am dat în scris, doamne, ți-a dat ții? Nu, mi-a dat urtință. Am să le trag. Am, dar nu e zona, nu e de noi, e de altele române. Nu a fost prins. Dar o să nu e probleme, e zona noastră. Am scris, să zic. Vă rog, dați în scris, pentru că noi, ulterior, vrem să trimitem către altele române sau cine răspunde, da? Pe altele române, da. Da, vă rog să rog. Eu le-am dat. Deci mai avem un ultima. Cu toate că ne-a promis și anul trecut să vine anul ăsta și face, s-au deblocat. Sece florile forestelele unei și efectuați lucrări de exploatare a lemnului în parcela UA34. În scopul respectării normelor de exploatare a lemnului, este necesară amenajarea unei platforme primare pentru depozitarea temporară a materialului lemnului exploatat. Vă rog să le sprijiniți pentru închirierea temporară a suprafeței de 4.830 m2 pe o perioadă de 5 ani delimitată ca atare în zona Prud-Margareta din raza satului Hârșa, comuna Oituz. Menționăm că lemnul de foc rezultat din exploatare este valorificat din platforma primară către diferite agenții economice și populații în condiții de accesibilitate. Din pădurea satului sau primară? Din pădurea domnatorului. Ei de la domnatorului. Da, dar acolo este și acolo. N-ai un săpui era pe acesta? Nu, dar dacă se încheiază, se poate putei. Urmează proiectul de hotărâre. Urmează doar, asta e cererea. Da, inițiem proiectul și atunci și vom vedea. E o zonă nisipoasă, e o zonă... Să vă asigurăm. Să vedeți cum arată rampa după ce se termină... Nu, chiar în fața... Nu, domnule, dar e de limitată. Eu am ce spate amplasament la proiectul de hotărâre. Și ne spădrare, e două lucruri. Deja sunt acolo, locatul. Păi asta am zis. Acolo am ajuns rampă. Lucrările ședinței se încheie. Vă mulțumesc!